Capitolul 1. Romanul începe cu o anumită atitudine din partea eroului nostru, Holden Caulfield, care ne spune, citez: dacă vreți într-adevăr să aflați ce s-a întâmplat, probabil că o să întrebați în primul rând unde m-am născut, cum mi-am petrecut copilăria mea amărâtă, cu ce s-au ocupat părinții înainte de nașterea mea și alte rahaturi de astea gen David Copperfield, dar, dacă vreți să știți, n-am niciun chef să le înșir pe toate. Mai întâi pentru că mă plictisește, pe urmă pentru că dacă m-aș apuca să vorbesc de treburile lor intime, părinții mei ar face câte două hemoragii fiecare. Primul lucru pe care îl auzi de la acest tânăr este că părinții lui nu ar vrea să-ți spună despre viața lui personală. Nu contează pentru el asta, ne va spune oricum totul despre treaba asta nebună care s-a întâmplat Crăciunul trecut. Aflăm că are un frate pe nume D.B. care se prostituează la Hollywood, ceea ce acolo înseamnă că scrie scenarii, adică este scenarist. Asta pentru că D.B., înainte să plece la Hollywood, obișnuia să scrie povestiri scurte, cum ar fi Secretul peștișorului de aur, o poveste despre un băiat care nu lăsa pe nimeni altcineva să se uite la peștele lui de aur, pentru că l-a plătit din banii lui. Povestitorul nostru urăște filmele și nu numai, de fapt el urăște multe lucruri, așa că va trebui să ne obișnuim cu asta. Să ne întoarcem la această poveste despre Crăciunul trecut, despre care ne-a amintit el. Totul începe cu ziua în care a părăsit Pensy, prep. Pensy este o școală de pregătire enervantă și snoabă de pe coasta de est din Pennsylvania. Ziua în cauză este o sâmbătă, iar Pensy găzduiește un meci de fotbal important împotriva rivalului Saxon Hall. Dar el nu are chef să urmărească meciul, așa că stă pe un deal și privește mulțimea de la distanță. El face divagații despre Selma Turmer, fiica directorului și singura fată de pe acolo, de altfel. Tatăl ei este un nemernic, spune el, dar măcar ea știe asta. Ea poartă și un sutien îndesat cu burete ca să pară mai femeie. Mai aflăm că el este sau a fost, mai precis, managerul echipei de scrimă și, doi, tipul care la începutul acestei sâmbete a uitat tot echipamentul de scrimă în metrou. Înainte să părăsească școala, el ține morțiș să-și ia rămas bun de la profesorul său de istorie, domnul Spencer. Dar de ce părăsește el școala? Pur și simplu pentru că a picat toate cursurile. Nu e mare lucru. Se pare că a eșua este ceva cu care povestitorul nostru este destul de familiar. Așa că acum stă pe deal, înghețând, pentru că un excroc de la școală i-a furat haina din păr de cămilă, cu tot cu mănușile îmblănite din buzunar, și încearcă să-și ia la revedere de la locul respectiv. Pentru a obține emoția unui rămas bun cuvenit, el își amintește cum a jucat fotbal cu doi prieteni ai lui într-o seară în campus. S-au jucat chiar și după ce era prea întuneric pentru a vedea mingea. Acest lucru stârnește nostalgia potrivită, așa că se îndreaptă către domnul Spencer, dar nu prea repede, pentru că alergatul se dovedește dificil pentru acest fumător înrăit. De fapt, obișnuia să fumeze mult, pentru că între timp l-a osilit să se lase de fumat. Tot aici obținem și indiciul de ce a fost dat afară de la Pensy. Citez: am uitat să vă spun. Mă dăduseră afară. Îmi spuseseră să nu mă mai întorc după vacanță, fiindcă picasem la 4 materii. Nu voiam deloc să învăț și toate celelalte. Îmi atrăseseră de multe ori atenția să fiu mai silitor, mai ales la sfârșit de trimestru, când veneau părinții să discute cu bătrânul Turmer. Dar fusese în zadar, așa că m-au dat afară. La Pensy nu e prea greu să te dea afară. E o școală cu nivel foarte înalt. Zău că da. Când ajunge la soții Spencer, doamna Spencer îl salută pe nume, Holden. Cam așa se termină capitolul 1. Capitolul 2. În acest capitol aflăm că soții Spencer sunt bătrâni, au vreo 70 de ani și de îndată ce Holden, eroul nostru, ajunge în camera domnului Spencer, observă că acesta citește Atlantic Monthly, înconjurat de pastile și hapuri și poartă un halat de baie. Are guturai ce să facă și el. Citez: nici n-am apucat bine să intru, că mi-a și părut rău că venisem. Citeau un număr din Atlantic Monthly și peste tot erau doctorii și hapuri și totul mirosea picături Vicks contra guturaiului. Cam trist. Mie și așa nu prea îmi plac bolnavii.
Dar neplăcerea era sporită de faptul că bătrânul Spencer mai purta și halatul acela vechi, trist și ros, pe care cred că l-avea de când se născuse. Și mie nu prea îmi place să văd bătrâni în pijama sau în halat. Li se văd mereu pieptul și coastele, ca să nu mai vorbim de picioare. Ați văzut vreodată bătrâni pe plajă? Picioarele lor par întotdeauna albe și fără păr. După ce Holden se instalează în fața domnului Spencer, încep să vorbească despre domnul Turner, directorul, și despre felul în care i-a spus acesta lui Holden că viața este un joc și cum el nu a fost de acord cu directorul. Pe urmă aflăm de la domnul Spencer că Holden este la a patra școală pe care o schimbă și îi spune că deja este prea mult pentru fragedă la lui vârstă de 16 ani. Aflăm aici o descriere a lui Holden făcută chiar de el însuși. Citez. Mi se întâmplă destul de des să spun mamă, mai întâi pentru că am un vocabular păcătos și pe urmă pentru că uneori mă port ca un puști. Pe atunci aveam 16 ani, acum am 17 și uneori mă port de parcă aș avea 13. Și zău dacă nu-i caragios, că doar am 6 picioare și 2 țoli. Și zău dacă nu-i caragios, că doar am 6 picioare și 2 țoli jumătate și o grămadă de fire de păr alb. Zău că am, într-o parte a capului, în partea dreaptă, am milioane de fire albe. Le am de când eram mic și totuși câteodată mă port de parcă n-aș avea decât 12 ani. Toți spun așa, mai cu seamă tata. În parte e adevărat, însă numai în parte. Dar oamenii își închipuie întotdeauna că lucrurile sunt 100% cum spun ei. Mie puțin îmi pasă, dar uneori mă cam plictisește când mi se spune să mă port ca un băiat mare. În continuare, domnul Spencer își suflă nasul înaintea unei prelegeri lungi pe care Holden tare ar fi vrut să o evite, dar evident nu reușește. Domnul Spencer vrea să afle ce este în neregulă cu el și începe să-i citească eseul scris de el, de Holden. Eseul despre egipteni este foarte scurt, dar în josul paginii există câteva cuvinte adresate chiar domnului Spencer, adică a scris în teza respectivă, în lucrarea respectivă. Citez. Dragă domnule Spencer, citi el cu glas tare, asta e tot ce știu eu despre egipteni. Nu reușesc să mă intereseze, cu toate că dumneavoastră predați foarte frumos. Să știți totuși că nu mă supăr dacă mă trântiți, că în afară de engleză tot am picat la toate materiile. Cu stimă al dumneavoastră, Holden Caulfield. Holden este deja furios pe domnul Spencer și regretă că a venit să și-a rămas bun de la el. Domnul Spencer nu bagă de seamă și continuă să-l întrebe de ce a plecat de la școlile anterioare. Holden îi spune că a plecat pentru că toți erau niște falși, iar directorul era un nemernic. Holden nu-și face griji pentru viitorul lui pentru că este deprimant și pleacă de acolo grăbit, dar nu atât de grăbit încât să nu-l audă pe domnul Spencer urându-i mult noroc. Lui Holden și acest lucru îi se pare deprimant. Citez. Închisese mușa în urma mea și o pornise spre hol când l-am auzit strigându-mi ceva, dar n-am auzit bine ce. Mi se pare că mi-a strigat noroc. Sper însă că nu. Sper totuși că nu. Eu unul n-aș striga niciodată cuiva noroc. Sună absurd dacă stai să te gândești bine. Capitolul 3 începe cu mărturisirea lui Holden că este cel mai mare mincinos pe care l-am cunoscut vreodată. De fapt, cel mai grozav mincinos, nu unul oarecare. După un scurt discurs despre minciună, el ne spune că locuiește într-un cămin donat de un absolvent pe nume Ossenburger, care și-a câștigat toți banii din pompe funebre. Lui Holden nu-i place tipul pe care l-a cunoscut când acesta a venit la pensii pentru a ține un discurs strident despre rugăciunea lui Isus. Citez. Păcat că n-ați văzut niciodată mutra lui Ossenburger ăsta. Sunt sigur că bagă morții pur și simplu într-un sac și aruncă în apă. În orice caz, a donat o groază de bani școlii, așa că au botezat aripa noastră cu numele lui. În fiecare an, cu ocazia primului meci de fotbal, venea la școală în cadilacul lui blestemat și trebuia să ne ridicăm toți drepți și să-l întâmpinăm cu ovații. După aceea, în dimineața următoare la capelă, ne ținea un discurs care dura vreo 10 ceasuri. Începea cu vreo 50 de glume răsuflate, numai așa ca să ne arate ce tip bine e, treabă serioasă, ce mai. Pe urmă începea să ne spună cum, de câte ori se afla la ananghie, nu se sfia să cadă în genunchi și să se roage lui Dumnezeu. Ne îndemna și pe noi să facem la fel, să vorbim cu Domnul și mai știu eu ce, oriunde am fi. Ne spunea să ne gândim la Hristos ca la un coleg. Și așa mai departe. Ne spunea că el mereu vorbește cu Hristos, chiar și atunci când e la volan. Venea să mor de râs. Îl și vedeam pe bătrânul pe zevenchi, băgând motorul într-a întâia și rugându-se lui Hristos să-i mai trimită câteva cadavre.
Înapoi în căminul său, Holden își pune o șapcă roșie de vânătoare. Mă gândesc că nu-i de mirare că tipul ăsta are problemă cu viață, ca să zic așa. Da, e timpul pentru relaxare. Holden se relaxează o vreme citind Out of Africa, carte pe care a luat-o din greșeală de la bibliotecă. Desigur, asta înseamnă că este timpul pentru un discurs despre cărți. Fratele lui Holden, D.B., este autorul său preferat. Dar mai ales lui Holden îi plac cărțile în care poți râde din când în când. Știi, cărți pe care după ce le-ai citit, ți-ai dori ca autorul să fie un prieten de-al tău pe care să-l suni și cu care să vorbești. Pe Holden nu l-ar deranja să-l cheme pe bătrânul Thomas Hardy, ceea ce sincer ne face să ne îndoim de mintea lui din nou. Oricum, la câteva pagini din Out of Africa, pe ușă intră un tip, Robert Ackley. Este un tip înalt, cu dinți murdari și multe coșuri. Citez. Era un tip foarte, foarte înalt și adus din numeri, avea 6 picioare și 4 țoli și avea dinții stricați. Cât timp am fost vecin, nu l-am văzut niciodată spălându-se pe dinți. Păreau veșnic putrezi și murdari și când îl vedeai la masă cu gura plină de piure de cartofi sau de mazăre, ți se întorcea stomacul pe dos. Și unde mai pui că era și plin de coșuri, nu numai pe frunte sau pe bărbie, ca mai toți băieții, ci pe toată fața. Și în plus avea și un caracter infect. Și mai era și cam răutăcios. Așa că, la drept vorbind, nu prea mă nebuneam după el. După ce s-a asigurat că colegul de camera lui Holden nu este acolo, Stradlater, Ackley face următorul lucru. Se plimbă prin camera lui Holden, îi ia toate lucrurile, le pune înapoi în locul greșit. Un astfel de articol este fotografia lui Holden cu o fată cu care obișnuia să meargă, pe nume Sally Hayes. Holden, în cele din urmă, exasperat, își trage șapca roșie de vânătoare peste ochi și se preface că este orb. Să ne amintim că a spus că se comportă uneori ca și cum ar avea 12 ani. Ackley întreabă despre șapca roșie și îl întreabă dacă este o pălărie de vânătoare de căprioare. Nu, spune Holden, este o pălărie pentru vânătoare de oameni. Ackley începe să-și taie unghiile de la picioare și să lase tăieturile peste tot pe podea. Băieții încep să vorbească despre Stradlater, care este la o întâlnire. Ackley nu este cu adevărat un fan al acestui tip, pentru că Stradlater a îndrăznit să-i spună că ar trebui să se spele pe dinți din când în când. Vorbește despre diavol și iată că vine Stradlater să ceară împrumut jacheta lui Holden. Ackley decolează, iar Holden renunță la jachetă, cerându-i lui Stradlater să nu-i lărgească cu umerii lui păcătoși. Stradlater își scoate cămașa și cravata ca să se poată bărbiri și să-și arate corpul. Citez. A ieșit din cameră cu aparatul de ras și prosopul în mână. Fără cămașă, în pielea goală. Întotdeauna umbla așa, căci se credea foarte bine făcut. Și chiar era. Asta trebuie să o recunosc. S-a terminat și capitolul 3 și începem cu capitolul 4. Holden, care nu are nimic mai bun de făcut, merge împreună cu Stradlater la baie să-l deranjeze în timp ce el se rade și fluieră. Citez. Vă amintiți că vă spuneam de Ackley că era îngrozitor de neglijent. Ei bine, așa era și Stradlater. Dar în alt sens. La Stradlater murdăria era mai ascunsă. Așa, pe din afară arăta foarte bine, dar să-l fi văzut, de exemplu, aparatul lui de ras. Era veșnic ruginit și plin de spumă uscată, de firișoare, de păr, de murdărie. Nu-l curăța niciodată. E drept că arăta întotdeauna bine după ce se aranja, dar dacă ajungeai să-l cunoști cum îl cunoșteam eu, îți dădeai seama că, de fapt, era neglijent și murdar. Motivul pentru care se ferchezuia și ținea să arate cât mai bine era că se iubea la nebunie. Se credea tipul cel mai bine din toată emisfera vestică. Oamenii care sunt îndrăgostiți de ei înșiși au întotdeauna nevoie de o mare favoare, remarcă Holden. Oricum, marea favoare este că Stradlater are nevoie de Holden să-i scrie o compunere la engleză. Dar nu una bună. Doar una așa și așa. Nu una cu virgulă la locul potrivit. Holden ne anunță că urăște atunci când oamenii ca Stradlater, fără talent la scris, încearcă să pretindă că singurul motiv pentru care sunt proști la compuneri în engleză sunt virgulele. Când de fapt ei nu sunt buni la scris, punct. Oricum, Holden răspunde dansând step, așa cum a văzut el în filme, și îi place că Stradlater râde. Stradlater complimentează pălăria roșie, șapca roșie, dar numai pentru a-l putea unge pe Holden pentru a-i cere din nou să scrie compunerea sa în limba engleză, care trebuie să descrie ceva, orice. Holden întreabă despre o fată, Fitzgerald.
cu care Stradlater se întâlnea la un moment dat. Stradlater spune că este prea bătrână pentru Holden, iar Holden răspunde încercând să-l pună pe Stradlater într-o jumătate de Nelson. Stradlater, un tip foarte puternic, îl împinge pe Holden, care este un tip foarte slab, după cum spune chiar el. Stradlater îi spune că numele tipei cu care urmează să se întâlnească este Jean Gallagher, iar Holden aproape pică mort pentru că numele ei nu este Jean, ci Jane, iar Holden practic a crescut alături de ea. Stradlater evident nu știe nimic despre această fată, dar Holden continuă să-i povestească despre cum obișnuia să danseze balet când era mică și despre cum atunci când jucau dame, nu și-a mutat niciodată pionii din rândul din spate pentru că îi plăcea felul în care arătau acolo așa înșirați. Holden admite că majoritatea oamenilor nu sunt interesați de astfel de detalii. Stradlater este evident membru al acelei majorități. Acesta îi dă voie lui Holden să alerge și să o salute pe Jane, dar Holden rămâne în loc și vorbește despre tatăl vitreg al lui Jane, un alcoolic care alerga gol prin casă mai tot timpul. Abia acum Stradlater devine interesat. Holden îi spune să-i transmită salutările lui Jane, dar știe că Stradlater este genul de tip care nu o face niciodată, chiar și atunci când îi ceri să facă asta. Și ce plănuiește Stradlater să facă cu Jane la întâlnirea lor? Întreabă Holden. Citez. Și de data așa, ca să fac ceva, am întors șapca de vânătoare cu cozorocul în față, începusem să mă enervez, sunt un tip foarte nervos. Ea spune, unde te duci cu ea? L-am întrebat. Te-ai hotărât? Nu știu, dacă o avea timp, o duc la New York. Dar nu știu de ce naiba nu s-a învoit decât până la 9:30. Nu mi-a plăcut cum a zis asta, așa că i-am spus și eu. Păi nu s-a învoit decât până la 9:30, fiindcă nu știa ce cuceritor și ce frumos ești. Dacă ar fi știut, s-ar fi învoit până la 9:30 dimineața. O să știi că ai dreptate, mi-a răspuns el. Nu reușeai să-l scoți din sărite cu una, cu două. Era prea încrezut. Stradlater îi amintește lui Holden de eseu și iese din baie. Holden este, de fapt, ușurat când Eckley se întoarce pentru că îi dă ceva de făcut, în afară de a se gândi că Stradlater se întâlnește cu Jane. Citez. Am rămas locului vreo jumătate de oră. Vreau să spun că am rămas în fotoliu, fără să fac nimic. Mă tot gândeam la Jane, la întâlnirea ei cu Stradlater și la tot restul. Și asta m-a enervat atât de tare încât am simțit că mi-e din minți. Că doar v-am spus ce măgar libidinos era Stradlater. Și cu asta termină capitolul 4 și începe capitolul 5. Sâmbătă seara, băieții de la pensii primesc friptură la cină. De ce? Părinții îi vizitează duminică, așa că atunci când îl întreabă pe fiul lor ce a mâncat la cina seară, el va spune friptură. Holden și prietenul său, Mal Brossard, iau autobuzul spre oraș. Îl convinge pe Mal să-l lase pe Eckley să vină cu ei, pentru că altfel acesta va sta în camera lui și își va stoarce coșurile toată noaptea. Un adevărat prieten, ce putem spune. Ninge. De vreme ce este decembrie în Pennsylvania, iar Holden face un bulgăr de zăpadă. Încearcă să-l arunce în vreo 10 obiecte diferite, dar se tot răzgândește și în cele din urmă îl ia în autobuz și șoferul îi spune să renunțe la el. Până la urmă, nu ajung să meargă la cinema, din moment ce Mal și Eckley l-au văzut deja și lui Holden nu-i place să se uite la filme cu oameni care râd de lucruri care nici măcar nu sunt amuzante. Când se întorc la cămin, Eckley se așează pe patul lui Holden și își stoarce coșurile și nu va pleca, deși Holden îi oferă un val de indicii că ar trebui să plece. Eckley continuă apoi să spună o poveste despre sex. Citez. Continua să-mi povestească cu vocea lui monotonă despre o fată cu care cică se culcase vara trecută. Cunoșteam povestea, mi-a spusese de cel puțin de 100 de ori. Numai că de fiecare dată era altfel. Odată spunea că se culcase cu ea în buicul lui Vărsu, altă dată că faptul se întâmplase într-un gang, dar bineînțeles că totul era aiureală. Puteam să pun mâna în foc că Eckley era fată mare, ca să zic așa. Se vedea cât de col. Cred că nici măcar n-a pipăit vreodată o femeie. În cele din urmă am fost nevoit să-i spun clar că am deschis o compunere pentru Stradlater și să-l rog să o șteargă naibii ca să-mi pot aduna gândurile. Ca de obicei, a mai tărăgânat puțin lucrurile, dar până la urmă tot a plecat. După ce a plecat, mi-am pus pijamaua, halatul și șapca de vânătoare și am început să scriu compunerea. Ar trebui să fie o lucrare descriptivă, dar Holden nu se poate gândi la o cameră sau la o casă sau la ceva de genul ăsta. Singurul lui gând se îndreaptă spre mănușa de baseball a fratelui său, Ellie. Ellie era stângaci și, în consecință, avea o mănușă pentru jucătorii stângaci. Ideea este că
era acoperită, mănușa respectivă, cu poezii pe care Ellie le scrisese cu cerneală verde, astfel încât să aibă ceva de făcut în timp ce stătea pe terenul de joc. Adică să citească poeziile respective. Ellie e mort acum, ne spune Holden. Citez. Dar fratele meu Ellie a murit. A avut leucemie și a murit la 18 iulie 1946, pe când ne aflam în Maine. V-ar fi plăcut dacă l-ați fi cunoscut. Era cu vreo 2 ani mai mic decât mine, dar de 50 de ori mai deștept. Nemaipomenit de deștept. Profesorii lui îi scriau mereu mamei ce plăcere e să ai un elev ca Ali. Nu spuneau numai așa, de barbă. Era adevărat, dar Ellie nu era numai cel mai deștept membru al familiei noastre, era și cel mai drăguț în multe privințe. Nu se certa niciodată cu nimeni. Se spune că oamenii cu părul roșu se înfurie din temice, dar Ellie nu se înfuria niciodată. Și totuși avea părul roșu. Roșu de tot. Și noaptea în care Ellie a murit, el, Holden, a intrat în garaj și a spart toate ferestrele cu pumnul, doar așa, de furie. A încercat să spargă și toate geamurile mașinii, dar din păcate își rupsese deja mâna. Citez. Când am isprăvit de scris compunerea, cred că era vreo 10 și jumătate. Totuși nu eram obosit. Așa că m-am uitat un timp pe fereastră. Nu mai ningea. Dar din când în când se auzea undeva departe câte o mașină care se chinuia să pornească. Și se mai auzea și sfărăitul lui Eckley prin draperia păcătoasă de la duș. Suferea de sinuzită și nu prea respira bine când dormea. Tipul ăsta avea de toate. Sinuzită. Coșuri, dinți stricați, gura îi mirosea, unghiile se rupeau. Îți făcea milă, bietul nepricopsit. Și cu aceste cuvinte se termină capitolul 5. Capitolul 6. Este încă sâmbătă seara, Holden este treaz și își face griji pentru Jane, pentru că Stradlater n-are niciun scrupul când vine vorba de femei. Stradlater se întoarce în sfârșit, îi dă înapoi haina, dar nu spune nimic despre întâlnirea lui cu Jane. Citește compunerea la engleză scrisă de Holden pentru el și se plânge că nu este vorba despre o cameră sau o casă sau ceva de genul ăla, cum îl rugase el. El îi reproșează lui Holden că a făcut totul la fel de înapoiat ca de obicei și îi spune că tocmai acesta este motivul pentru care cei de la școală i-au dat un șut în fund. Normal, Holden se enervează, citez. M-am apropiat de el, i-am smuls hârtia din mână și am rupt-o în bucățele. De ce dracu ai făcut asta? Mi-a spus. Nici nu i-am răspuns. Am aruncat doar bucățele de hârtie la coș. Apoi m-am întins pe pat și multă vreme n-am mai spus niciunul nici altul nimic. Stradlater s-a dezbrăcat și a rămas în chiloți și eu, așa cum eram întins pe pat, mi-am aprins o țigară. Nu aveam voie să fumăm în dormitor, dar noaptea când toți ceilalți dormeau sau erau în oraș și nu simțea nimeni mirosul, mai puteai să aprinzi câte o țigară. Și în afară de asta, fumam ca să le enervez pe Stradlater, își ieșea din minți ori de câte ori se întâmpla să calci regulamentul. El nu fuma niciodată în dormitor, numai eu. În cele din urmă, Holden întreabă despre Jane. Stradlater își taie unghiile de la picioare și nu prea răspunde la întrebare. În cele din urmă, el spune că nu s-a dus nicăieri cu Jane. Doar o stat într-o mașină. Mașina lui Ed Benke. De fapt, e antrenorul de basket care îl place pe Stradlater, pentru că este în echipă și nu este chiar un jucător groaznic, aflăm noi. Deci ce au făcut în mașina lui Benke? Au făcut amor? Stradlater îi spune că este secret profesional și Holden se întoarce și încearcă să-l lovească, dar Stradlater este mai rapid și îl pune la pământ și se urcă pe el. Citez. Ce naiba te-a apucat? Mă tot întreba. Și fața lui de cretin se făcea din ce în ce mai roșie. Ia-ți genunchi împuțiți de pe pieptul meu, i-am zis. Aproape că urlam. Zău că da. Dă-te jos de pe mine, stârpitule nenorocită. Dar n-a vrut. Mă ținea strâns de mâini și eu continuam să-l înjur. Și asta a mers așa vreo 10 ore la rând. Nici nu mai știu bine tot ce i-am spus. I-am spus că și închipui că se poate culca cu orice fată vrea. I-am spus că nici măcar nu-i păsa dacă fata își păstrează toți regii în ultimul rând și că nu-i păsa pentru că era un idiot și un cretin. Se înfuria groaznic când îl făcea cineva cretin. De altfel, toți cretinii se înfurie când le spui că sunt cretini. Tași naibii din gură, Holden îmi spunea, în timp ce fața lui mare și tâmpită se roșea din ce în ce mai tare. Taci! După o mulțime de invective din partea lui Holden, Stradlater îl pleznește pe Holden peste nas, rezultând o afacere destul de sângeroasă. Holden continuă să plângă și să-l numească prost. Se așează pe podea până când Stradlater părăsește camera, apoi Holden își pune pălăria de șapca de vânătoare și se uită la sine în oglindă. Citez. Nu reușeam să-mi găsesc șapca aia blestemată. În cele din urmă am găsit-o. Era sub pat. Mi-am pus-o pe cap, am întors-o cu cozorocul la spate, așa cum îmi plăcea mie, apoi m-am dus să-mi privesc mutra mea tâmpită în oglindă.
în viața mea n-am văzut așa masacru. Gura și bărbia mi erau pline de sânge și mă mângisem chiar și pe pijama și pe halat. Pe de o parte mă cam speria, dar pe de alta mă fascina. Tot sângele ăsta mă făcea să par puternic. Nu mă bătusem decât de vreo 2 ore până atunci și în amândouă rândurile mâncasem bătaie. Nu sunt cine știe ce puternic și dacă vreți să știți, de fapt sunt un pacifist. Gata și cu capitolul 6. Capitolul 7. Însângerat, Holden se îndreaptă spre camera lui Eckley și îi spune: ce-i zice să joci canastă? Iar Eckley spune: nu mai sângera în camera mea. Deoarece colegul de camera al lui Eckley, Ellie, este plecat din oraș, Holden îi cere lui Eckley să doarmă în patul lui Ellie. Probabil ca să nu fie nevoit să se întoarcă și să se înfrunte cu Stradlater. Eckley refuză deoarece nu știe la ce oră se va întoarce colegul lui de cameră. Totuși vrea să știe despre ce a fost lupta. Holden are un răspuns inteligent pentru asta, desigur. Citez: dar totuși de ce naiba v-ați bătut? M-a întrebat Eckley, poate pentru a 50-a oară. Tare mai era pisolog. Din cauza ta, i-am zis. Din cauza mea, Dumnezeule? Da, ți-am apărat onoarea ta păcătoasă. Stradlater a spus că ai un caracter infect. Și ce, voiai să înghiți una ca asta? Nu zău, chiar așa a zis? I-am spus că am glumit, apoi m-am dus și m-am întins pe patul lui Ellie. Mamă, ce rău mi-era și ce singur mă simțeam. În camera asta pute, i-am zis. Simt mirosul ciorapilor tăi de la o distanță. Nu-i dai niciodată la spălat? Dacă nu-ți place, știi ce ai de făcut, îmi zise Eckley. Holden se întinde oricum în patul lui Ellie și se gândește la Jane. Mai precis, la Jane cu Stradlater în spatele mașinii lui Ed Bankey. Vezi, majoritatea băieților de la pensii doar vorbesc despre sex, dar Stradlater chiar o face. Holder ne asigură că știe el metodele amicului Stradlater pentru că a fost odată cu el în aceeași mașină. Holder cu femeia lui și Stradlater cu ce agățase el. Toată noaptea l-a auzit pe Stradlater cu o voce foarte liniștită și sinceră, în timp ce tipa spunea lucruri precum: nu, te rog să nu o faci. Și așa mai departe și așa mai departe. Eckley a adormit deja, dar Holden îl trezește și îl întreabă care e treaba cu călugăritul și dacă trebuie să fii catolic ca să faci asta. Citez: mă gândeam așa, într-o doară, să mă călugăresc. Trebuie să fii catolic și toate alea? Sigur că trebuie să fii catolic, nenorocitule. M-ai trezit numai ca să-mi pui întrebarea asta idiotă? Hai, culcă-te la loc, oricum n-am să mă călugăresc. Cu ghinionul pe care l-am te pomenești că nimeresc undeva unde cine știe ce călugări. Numai cretini și lepădături. Sau pur și simplu numai lepădături. Auzind asta, Eckley a sărit în sus. Ascultă, zise, despre mine n-ai decât să spui orice, nu-mi pasă. Dar dacă te apuci să faci bancuri în legătură cu religia mea, atunci, liniștește-te, i-am răspuns, că nu-și bate nimeni în joc de religia ta blestemată. M-am ridicat de pe patul lui Ellie și am pornit-o spre ușă. Mă săturasem de atmosfera asta cretină, voiam să ies. Mergând pe coridorul căminului gol și deprimant, Holden își dă seama că este momentul potrivit să plece. Își împachetează totul repede, făcând doar o pauză pentru a se deprima din cauza patinelor de gheață pe care i le-a trimis mama lui cu câteva zile mai devreme, deși el avea nevoie de patine de viteză și ea îi cumpărase patine de hockey. Holden se așează să-și numere banii. Bunica lui tocmai i-a trimis bani de ziua lui, ceea ce face de 4 ori pe an. În drum, pe hol, intră la tipul căruia îi împrumutase mașina de scris și îi întreabă cât îi dă pe ea. Tipul, supărat că l-a trezit, îi oferă doar $20, deși Holden a dat $90 pe ea. Holden pleacă, dar nu înainte să citez. M-am oprit în capul scării și m-am uitat pentru ultima dată de-a lungul blestematului de coridor. Aproape că plângeam. Nu știu de ce. Mi-am pus pe cap șapca roșie de vânătoare cu cozorocul la spate, așa cum îmi plăcea mie, și am strigat cu toată puterea așa de-al naibii: somnușor, cretinilor! Pun rămășac că am trezit toți măgarii de pe etaj. Apoi am ieșit naibii cât am putut mai repede. Un tâmpit aruncase coș de alune americane pe scară și era cât pe ce să-mi rup gâtul. Așa se termină capitolul 7. Capitolul 8. Holden merge în frig până la gară și aflăm că îi plac trenurile pe timp de noapte pentru că este singura dată când poate citi poveștile alea stupide din reviste ieftine fără să vomite. Își scoate șapca și acolo în tren Holden începe o conversație cu o femeie atrăgătoare în vârstă din tren, al cărui fiu, Ernest Morrow, merge chiar la școala lui. Ernest, desigur, este cel mai mare ticălos din istoria omenirii, dar Holden o minte pe femeie, spunându-i că numele său este Rudolf Schmidt,
care e de fapt fiul portarului de la școală, și continuă să-i spună despre ce băiat minunat este Ernest, fiul ei. Citez. Fiul ei era cel mai mare porc din cât ți urmaseră vreodată la pensie de când s-a înființat școala asta împuțită. De câte ori venea pe culoare de la duș, pleznea băieții peste fund cu prosopul. Ăsta era tipul. Vai, ce bine îmi pare, mi-a spus doamna. Holden îi oferă femeie o țigară și apoi admiră felul în care ea fumează. Ea îl întreabă despre nasul lui, care tocmai a început să sângereze din nou, iar el îi spune că a fost lovit în față de un bulgăre de zăpadă. El inventează mai multe povești despre ce tip minunat este Ernest și se oferă să-i cumpere o băutură. Ea îi spune, nu ești cam mic pentru alcool? În cel mai frumos mod posibil, bineînțeles. De ce se duce Holden acasă de Crăciun atât de devreme, întreabă ea. E sâmbătă, iar copiii ar trebui să plece miercuri. Ea pare îngrijorată, ceea ce Holden spune că înseamnă că, într-adevăr, ea este sincer interesată. Așadar, el îi dă ca explicație o mare gogoașă. Citez. Apoi s-a uitat la mine și m-a întrebat ceea ce mă temeam eu că o să mă întrebe de la început. Ernest mi-a scris că se întoarce miercuri acasă, că vacanța de Crăciun începe abia miercuri. Sper că nu te-au chemat acasă că s-a îmbolnăvit cineva din familie. Părea într-adevăr îngrijorată. Se vedea bine că nu mă întrebase numai așa ca să fie indiscretă. Nu, acasă-s tot sănătoși, i-am răspuns. Dar e vorba de mine, trebuie să mă operez. Vai, îmi pare foarte rău, mi-a zis. Și chiar îi părea. Am regretat din prima clipă că îi spusesem asta, dar era prea târziu. Nu e nimic grav. Am o tumoare mică, foarte mică, la creier. Oh, nu... Nu, a exclamat ea îngrozită, ducându-și mâna la gură. N-aveți nicio grijă, e superficială și e foarte mică, una mică, se poate scoate în 2 minute. Apoi m-am apucat să citesc mersul trenurilor pe care l-aveam în buzunar. Numai ca să nu mai mint. Când încep să mint și am chef, pot să mint ore întregi, serios, ore. Femeia se întoarce să citească Vogue, dar înainte de a se despărți, îl invită pe Holden, sau pe Rudolf, cum i-a zis el, să vină să-i viziteze fiul, Ernest, la ei acasă, cândva în timpul verii. Holden scapă de invitație cu o altă mare minciună, spunându-i că vara aceasta trebuie să plece în America de Sud cu bunica lui. Capitolul 9. Holden coboară la Penn Station, ăsta e undeva în New York, și decide să sune pe cineva de la telefonul public. Dar pe cine să sune? Pe fratele lui, D.B., sora lui mai mică, Phoebe? Pe Jane Gallagher? Fata asta, Sally Hayes, cu care mai ieșea din când în când. Sally i-a scris recent lui Holden o scrisoare lungă și falsă, în care îl invitase să vină de ajunul Crăciunului să o ajute să împodobească pomul și așa mai departe, dar lui e teamă că răspunde maică-sa la telefon. Din nefericire, mama lui Sally crede că Holden este un stricat și mai mult ca sigur că ar suna-o pe mama lui Holden și i-ar spune că este în New York cu 4 zile mai devreme, ceea ce înseamnă că a fost dată afară de la școală din nou. Fapte care părinții lui nu știu încă, așa că ajunge să nu mai sune pe nimeni. În schimb, Holden ia un taxi și își dă accidental adresa de acasă. Cam pe la jumătatea drumului își amintește că nu poate merge acasă până miercuri. Citez, tare mai sunt distrat. I-am dat șoferului adresa mea de acasă, numai așa, din obișnuință. Vreau să spun că uitasem de tot că voiam să trag pentru vreo 2 zile la hotel și să nu mă duc acasă decât atunci când începe vacanța. Nu mi-am amintit decât când am ajuns pe la jumătatea parcului. Atunci i-am zis șoferului, te rog să întorci cum ai ocazia. Ți-am dat o adresă greșită, vreau să ajung înapoi în centru. Da, șoferul voia să o facă pe deștept. Nu pot să întorc aici, e sens unic. Trebuie să merg până la strada 90. Nu voiam să mă cert cu el, așa că i-am zis bine. Apoi deodată mi-a venit o idee. Ascultă, știi rațele alea de pe lac? La ieșirea dinspre sud a parcului? Lacul ăla, mititel. Spune, nu cumva știi unde se duc rațele când îngheață apa? Nu cumva știi? Îmi dădeam seama că există o șansă la 1 milion să știe. S-a întors și s-a uitat la mine ca la un nebun. Ce te-a apucat, amice? Mi-a zis. Vrei să-ți bagi joc de mine? Nu, voiam să știu, asta e tot. Nu mi-a mai spus nimic, așa că nu i-am mai spus nicio. Când am ieșit din Central Park, în dreptul străzii 90, mi-a spus, ei, amice, acum încotro. Păi, de fapt, nu vreau să trag la un hotel din East Side, că s-ar putea să mă întâlnesc cu cunoștințe și eu călătoresc incognito, i-am zis. Nu pot să sufăr să spun lucruri de-astea de prost gust, cum ar fi călătoresc incognito, dar când sunt cu un tip de prost gust, mă port și eu ca atare. Holden îl pune pe șofer să-l ducă la hotelul Edmond, apoi îl invită la o băutură. Șoferul îl refuză, normal. Îl scoate șapca de vânătoare înainte de a intra în hol pentru a nu arăta ca un pervers, chiar dacă mai târziu a aflat că erau perverși peste tot. Holden se simte rău pentru bărbatul în vârstă de 65 de ani care trebuie să-i ducă valizele în cameră și odată ajuns în cameră se zgâiește pe geam. Citez. După ce a ieșit, am rămas un timp cu paltonul și cu toate cele pe mine, uitându-mă pe fereastră.
N-aveam altceva de făcut. Nici nu vă puteți închipui ce se petrecea în aripa cealaltă. Și nici nu se închiseau să lase storurile. Am văzut un tip cu părul cărunt și cu un aer respectabil, în izmene, făcând lucruri pe care, dacă vi le-aș spune, nu le-ați crede. Întâi și-a pus geamantanul pe pat. Apoi a scos o întreagă garderobă de femeie cu care s-a îmbrăcat, ciorap de mătase, pantofi cu toc înalt, sutien și o centură din alea de care atârnau elastice și așa mai departe. Pe urmă și-a pus o rochie neagră de seară mulată pe corp. Zău! Pe urmă a început să se plimbe prin cameră cu pași mărunți, cum umblă femeile și să fumeze, să se admire în oglindă și era singur. Dacă nu, cumva mai era cineva în baie, dar de unde stăteam eu, nu se vedea baia. Stradlater, crede Holden, ar fi fost regele unui astfel de loc sexual pervers ca acesta. Ceea ce ne duce direct într-o mică expunere despre sex. Citez. Am cunoscut acum vreo 2 ani o fată care era și mai stricată decât mine. Mamă, ce stricată era. Totuși, un timp ne-am distrat destul de bine, așa, într-un fel cam păcătos. Amorul ăsta fizic e un lucru tare complicat. Nu știu niciodată ce naiba se întâmplă cu mine. Îmi tot impun reguli de conduită și le calc imediat. Anul trecut mi-am impus să renunț să mă mai urez cu fete de care, de fapt, dacă stau și mă gândesc bine, mi-e silă. Și totuși nu m-am ținut de legământ. L-am călcat în aceeași săptămână, de fapt în aceeași seară. Am petrecut toată noaptea sărutându-mă cu o fată îngrozitor de artificială, una Anne Louise Sherman. Sexualitatea e un lucru tare complicat. Nu o pot înțelege. Zău că nu. E clar că Holden are niște probleme reale cu sexul. Holden se gândește să o sune pe Jane. E târziu, așa că are o întreagă poveste pe care să o spună oricui ridică telefonul. Ceva despre un unchi și o mătușă care tocmai a decedat. Dar până la urmă nu sună pentru că nu are chef să facă asta. Holden se simte destul de excitat, așa că își ia portofelul și caută adresa unei fete care nu este exact o curvă sau altceva, dar este întotdeauna gata pentru distracție. A primit adresa de la un tip de la fosta lui școală. Așa că o cheamă pe această fată, Faith Cavendish, îi spune că este prieten cu acest tip Eddie și încearcă să-și facă vocea să sune mai de adult așa decât este și îi cere să iasă împreună la un cocktail. Citez. Unde ai tras? M-a întrebat ea. Poate că putem să ne întâlnim mâine să luăm un cocktail împreună. Nu, mâine nu pot, i-am spus. Nu puteam decât azi. Ce cretin am fost, nu trebuia să spun asta. Îmi pare rău. Am să-i transmit lui Eddie salutări din partea dumneavoastră. Da, sper că o să te distrezi la New York. E un oraș măreț. Știu asta, mulțumesc. Noapte bună. Și am închis telefonul. Mamă, de data asta chiar că am ratat o ocazie. Aș fi putut măcar să aranjez să luăm un cocktail împreună sau altceva. Așa se termină capitolul. Capitolul 10. Holden își schimbă cămașa ca să poată coborî în camera albastră, își dorește să-și poată suna sora mai mică, Phoebe, doar că e târziu și probabil că doarme. Se pare că Phoebe este cel mai deștept copil din toate timpurile. De fapt, la fel și DB și Ellie, așa că Holden este singurul care nu este, ne spune tot el. Phoebe are 10 ani și lucrul la ea este că știe întotdeauna despre ce vorbești și poate face diferența dintre un film bun și unul rău. Este foarte emoționată, adaugă el, și scrie povestiri despre o fată pe nume Hazel. Citez. Phoebe? Jur că v-ar plăcea și dumneavoastră. Era deșteaptă chiar și când era numai de o șcapă. Când era mică, mică de tot și mă duceam cu Ellie în parc, o luam cu noi, mai ales duminica. Ellie avea o barcă cu pânze și îi plăcea duminica să se joace cu ea pe lac. O luam și pe Phoebe cu noi. Își punea mănuși albe și mergea între noi ca o doamnă adevărată. Și când discutam câte ceva cu Ellie despre vreun lucru, așa în general, Phoebe asculta. Câteodată uitam de ea că era tare mititică, dar ne amintea imediat că e cu noi. Ne întrerupea, dându-i lui Ellie sau mie un ghiont și ne spunea, cine? Cine a spus asta? Bobby sau doamnă? Și noi îi spuneam cine și ea făcea, aha, și pe urmă continua să asculte și așa mai departe. Și pe Ellie îl distra Phoebe. Adică vreau să spun că și Ellie era topit după ea. Acum are 10 ani și nu mai e chiar atât de mică, dar toți sunt nebuni după ea, toți cei care au cap. Holden ajunge în camera albastră, unde evident urăște trupa, dar nu-l deranjează o blondă de la o masă vecină. Încearcă să comande o băutură și primește din nou întrebarea, nu ești prea mic pentru alcool? Așa că ajunge să bea o cola. Holden se întoarce să o privească pe blondă, care stă la o masă cu alte două femei care chicotesc. În cele din urmă se apropie și întreabă dacă cineva ar dori să danseze. Blonda este o dansatoare bună, dar cam proastă, normal. Ea doar vorbește despre cum ea și prietenele ei l-au văzut pe un actor, Peter Lorre, cu
cumpărând un ziar aseară. Holden, încă impresionat de abilitățile ei de dans, dacă nu de conversație, o sărută pe vârful capului ei pătrat de proastă, ceea ce o irită pe fată. Când ea întreabă câți ani are, Holden înjură și apoi trebuie să-și ceară scuze pentru limbajul lui. Pe urmă își dă seama că aproape s-a îndrăgostit de ea. Citez. Am început să dansăm. Dansa frumos, ușor, nu țopăia. Era grozavă. Nu trebuia decât să o atingi și te urma întocmai. Iar când se rotea, își rotea fundul de ți era mai mare dragul. M-a dat gata pe cinstea mea. Când s-a terminat dansul, aproape că mă îndrăgostisem de ea. Așa-i cu fetele. De câte ori se întâmplă să facă un lucru frumos, chiar dacă spura să le dau un gropi, tot te îndrăgostești puțin de ele și pe urmă nu mai știi ce-i cu tine. Oh, fetele astea, Dumnezeule, uneori te scot din minți. Zău că da. Se așează cu doamnele și spune că îl cheamă Jim Steele. Drăgălașa blondă se numește Bernice, iar alte două fete, Marty și Laverne, sunt urâte. Eroul nostru reușește să le insulte pe amândouă, întrebându-le dacă sunt surori, deoarece se pare că niciuna nu vrea să creadă că este la fel de urâtă ca cealaltă. Holden ajunge să danseze cu toate trei și să se distreze pretinzând că vede vedete de film peste tot. Citez. Am dansat cu fiecare, pe rând. Una dintre urâte, Laverne, mai dansa cum mai dansa, dar cealaltă, Marty, era crimă și pedeapsă. Orică dansai cu ea, orică tărai după tine statuia libertății, tot una era. Mă gândeam că singurul lucru care m-ar distra în timp ce mă munceam cu ea pe ringul de dans ar fi să-mi bat puțin joc de ea, așa încât i-am spus că l-am văzut în partea cealaltă a pistei pe Gary Cooper. Unde? M-a întrebat emoționată la culme. Unde? L-ai pierdut. A ieșit chiar acum. De ce nu te-ai uitat când ți-am spus? S-a oprit din dans și a început să se uite peste capetele tuturor dacă nu cumva se mai vedea. Ei, taci, a exclamat ea. O amărâsem cuplit. Zău că da. Îmi pare rău că îi trăsesem asemenea barbă. Sunt unii oameni de care n-ar trebui să-ți bagi joc nici chiar dacă merită. În cele din urmă, toți pleacă și îi lasă lui Holden $13, iar el e ok cu asta, oricum ar fi plătit el tot. Holden reflectează că în mare parte este deprimant că au venit din Washington ca să poarte pălării urâte și să vadă nu știu ce spectacol. Așa că este probabil cel mai deprimant lucru pe care l-a auzit vreodată. El pleacă singur pentru că barul se închide și de altfel e trist acolo dacă nu bea alcool și nu ai cu cine dansa. Se oprește în holul hotelului. Capitolul 11. Întors în hol, Holden începe să se gândească iar la Jane Gallagher, cum stă în mașina lui Ed Benke cu Stradlater. Nu a fost niciodată cu Jane, dar au petrecut împreună destul de mult. S-au întâlnit când mama lui Holden i-a sunat familia ei pentru a se plânge că Dobermanul lor face mereu pipi pe gazonul lor. Câteva zile mai târziu, când Holden a încercat să o salute pe Jane, ea a fost așa ca o prințesă de gheață. După ce a convins-o că lui personal nu îi pasă unde își face nevoile câinele lor, au ajuns să meargă împreună la golf. Apoi face o descriere lungă și frumoasă despre această fată. Ea nu este tocmai frumoasă, spune el, dar chiar o place, mai ales prin felul în care îi se mișcă gura când vorbește. Ea este singura persoană căreia i-a arătat vreodată mănușa de baseball a lui Ellie. Își amintește de o după-amiază în care el și Jane aproape s-au sărutat. Era o sâmbătă ploioasă și jucau dame pe veranda ei. Tatăl ei, vitreg, beat, a ieșit și a întrebat-o pe Jane dacă are țigări. Ea a refuzat să ridice privirea sau să-i răspundă, chiar și atunci când el a întrebat-o în mod repetat. După ce s-a întors în casă, Jane a început să plângă. Citez. Apoi, deodată a picat o lacrimă pe tabla de joc, pe unul din pătrățelele roșii. Mamă, parcă o văd și acum. Apoi a șters lacrima, frecând tabla cu degetul. Doar atât. Nu știu de ce, dar asta m-a indispus îngrozitor. Așa că m-am ridicat, m-am dus lângă ea, și am silit-o să-mi facă puțin loc pe balansoar ca să mă pot așeza și eu alături. De fapt, m-am așezat pe genunchii ei. Atunci a început să plângă de-a binelea și înainte de a-mi da seama ce fac, m-am trezit sărutându-o unde nimeream, peste tot, pe ochi, pe nas, pe sprâncene, pe frunte, peste tot, chiar și pe urechi, pe tot obrazul, doar pe buze, nu. Se tot ferea și parcă nu voia să mă lase să o sărut pe gură. În orice caz, mai mult decât atât, n-am sărutat-o niciodată. După un timp s-a ridicat, a intrat în casă și a pus puloverul acela alb cu roșu care mă dădea gata și ne-am dus la o porcărie de film. Am întrebat-o pe drum dacă tasul vitreg bețivanul încercase vreodată să se dea la ea. Era foarte tânără, dar foarte bine făcută și n-aș fi pus mâna în foc că secătura n-ar fi fost în stare să se dea la ea. Totuși Jane mi-a spus că nu. N-am descoperit niciodată ce naiba se întâmplă acolo. Sunt fete așa, de la care de fapt nu afli niciodată ce se întâmplă. Ceea ce își amintește Holden de la cinematograf este că Jane s-a întins și l-a luat cu mâna de după gât. Este ceva ce vezi mereu că fac oamenii în vârstă, remarcă Holden. Dar când o face o fată de vârsta lui Jane, este atât de frumos încât te omoară. Holden revine cu mintea în prezent și în holul insalubru de la hotel și pentru că holul devine deprimant,
se decide să se îndrepte spre Greenwich Village, unde DB îl ducea din când în când să-l asculte pe tipul ăsta, Ernie, cântând la pian. Capitolul 12. Holden se urcă într-un taxi cu un șofer pe nume Horowitz. Îi pune aceeași întrebare despre rațe și unde merg ele iarna, dar nici Horowitz nu știe. În schimb, el știe altceva. Citez. Peștii. Ăștia nu se duc nicăieri. Rămân acolo unde sunt. Împăcătoasa aia de baltă. Bine, da, cu peștii e altceva. E o mare deosebire. Peștii-s pești. Eu vorbesc de rațe, i-am explicat. Care-i deosebirea? Nu-i nicio deosebire, mi-a ripostat Horowitz. De câte ori vorbea, părea supărat pe ceva. Iarna e mai grea pentru pești decât pentru rațe. Ce Dumnezeu? Gândește-te, ce Dumnezeu? Am rămas o clipă tăcut, apoi am zis, bine, dar ce fac toți peștii și celelalte vietăți când îngheață lacul Bocnă și vin oamenii să patineze pe el? Ce naiba vrei să spui? Cum adică ce fac, se răstii Horowitz la mine? Rămân acolo unde sunt, ce Dumnezeu, nu înțelegi? Da, nu se poate să nu simtă gheața, nu se poate să nu o simtă. Cine spune că nu o simt? Nimeni n-a spus asta, făcu Horowitz. Se enervase atât de rău încât mi-era teamă să nu intrăm cu mașina într-un strâmb sau mai știu eu ce. Stau și trăiesc acolo în gheața asta blestemată. Așa ați făcut, ce Dumnezeu? În gheața într-o anumită poziție și rămân așa toată iarna. Da? Și atunci ce mănâncă? Vreau să spun, dacă sunt prinși în gheață, nu mai pot înota să-și caute hrană și tot restul. Trupul lor, ce Dumnezeu nu înțelegi, trupul lor își trage hrana din ierburi și rahaturile alea care se găsesc în gheață. Au porii deschiși tot timpul, așa sunt ei făcuți, înțelegi? Și din nou se întoarce să se uite la mine. Aha, i-am spus. Am renunțat să mai discut. Mi-era teamă ca nu cumva să facă zob blestemata lui de mașină și pe urmă era atât de susceptibil încât nici nu era plăcut să discut cu el. În timp ce Holden iese din taxi, după ce Horowitz îl refuză să meargă împreună să bea ceva, Horowitz insistă că peștii sunt în siguranță, pentru că mama natură nu i-ar lăsa să se descurce singur. E destul de agitat în legătură cu toată treaba asta. La Ernie, toată lumea ascultă cu atenție pian. Cei din public sunt doar o grămadă de proști, cei care râd la filme care nu sunt amuzante. Știi? Ernie chiar se înclină către public, ceea ce pe Holden îl dezgustă profund. Mă întreb dacă există ceva pe care acest copil nu îl consideră dezgustător. Mă rog. Aparent, scoci și sifon, indiferent de vârsta pe care o ai, spune Holden, poți oricând să bei ceva la Ernie. Holden ascultă o conversație de la o masă alăturată dintre un tip și o tipă, citez. Un timp am ascultat ce vorbeau, fiindcă tot n-aveam altceva de făcut. Băiatul îi povestea fetei despre un meci de fotbal între două echipe de profesioniști la care fusese după masă. I-a povestit fiecare nenorocită de faza a jocului minut cu minut, zău, nu exagerez. Era tipul cel mai plicticos din câți am auzit vreodată. Și se vedea de la o poștă că pe fată nu-i interesa niciun pic meciul ăla amărât, dar era groaznic de nasoală și mai urâtă decât el, așa că mi-închipui că n-avea încotro, trebuia să asculte. Fetele astea nasoale au o soartă foarte tristă. Mi-e tare milă de ele uneori. Nici nu mă pot uita la ele, mai ales când sunt cu câte un nătărău care le povestește în toate amănuntele un meci nenorocit. La o altă masă este un cuplu foarte elegant și arătos. Pentru a fi exact, el este un tip cu aspectul lui Joe Yale și ea o fată cu aspect mai grozav decât al lui. Ca o alternativă mai bună la spionarea vecinilor de masă, Holden trimite un mesaj prin chelner cerându-l lui Ernie, cântărețul, să îi se alăture pentru băutură. Dar chiar atunci o fată cu un corp grozav și cu sân imens, pe nume Lillian Simmons, îl salută pe Holden pe nume și vine la el la masă. Ea obișnuia să se întâlnească cu fratele lui Holden, DB, iar acum e împreună cu un ofițer de marină. Lillian întreabă despre DB și își prezintă iubitul, ofițerul respectiv. Păcat pentru acel corp grozav, pentru că nimănui nu-i place cu adevărat fata asta, nici chiar tipului care se întâlnește cu ea. Citez. Apoi m-a prezentat ofițerului de marină. Îl chema Blup, sau așa ceva, și era comandor. Era un tip din aia care se tem că îi consideri homosexual dacă nu-ți rup cel puțin 40 de degete când dau mâna cu tine. Ah, Doamne, tare nu pot să sufăr asta. Ești singur, puiule? M-a întrebat Lillian. Blocase toată circulația, dar se vedea cât de colo că asta îi făcea plăcere. Chelnerul așteptase de la o parte, dar ea nu îi dădea nicio atenție. Ciudat, se vedea că chelnerul nu prea simpatiza, că nici marinarul nu simpatiza, cu toate că ieșise cu ea în oraș și nici eu nu prea simpatizam. De fapt, nu prea plăcea nimănui. Dar într-un fel, ți era milă de ea. Ești singur, puiule? M-a întrebat din nou. Stăteam în picioare, dar ea nici gând să-mi spună să stau jos. Era genul de fată care te ține ore întregi în picioare.
Ea îl invită la ei la masă, dar Holden o minte, bineînțeles, și îi spune că trebuie să plece să se întâlnească cu cineva. Așa că Holden este nevoit să plece și de acolo. Capitolul 13. Holden merge 41 de străzi până la hotelul său, pe motiv că uneori îți vine doar să mergi pe jos. E frig, așa că își pune la loc șapca de vânătoare, observând că nu-i pasă cum arată. Păcat că nu are mânușile lui, pe care i le-a furat cineva de la pensii. De asemenea, este păcat că e un fel de laș. Chiar dacă ar fi știut cine i-a furat mânușile, nu ar fi avut curajul să-l bată pe tip așa cum merita. Oricum, ar prefera să împingă pe cineva pe fereastră decât să-i dea una în maxilar. Merge într-un alt bar pentru încă o băutură, a patra, dacă țineți socoteala. Holden ne asigură că are o mare toleranță la alcool. A vomitat odată, dar doar pentru că a vrut, nu pentru că ar fi trebuit. Se răzgândește totuși când vede niște bărbați urât mirositori și beți ieșit din bar. Holden ajunge înapoi la hotel. De îndată ce intră în lift, liftierul întreabă dacă nu e interesat să petreacă cu o fată și îi zice tariful. $5. Holden, care apropo i-a spus liftului că are 22 de ani, spune că da. Când se întoarce în camera lui, își schimbă cămașa și se spală pe dinți. Bravo lui! De fapt, acum că a venit momentul, Holden ne anunță că este virgin. Nu că n-ar fi avut câteva oportunități, doar că n-a apucat niciodată să facă asta. Problema este că majoritatea fetelor îți spun mereu să te oprești. Majoritatea băieților continuă. Dar Holden e genul care se oprește. Oricum, își dă seama că acum este șansa lui de a intra în problemă în sfârșit. Fata apare la ușa lui, ea nu arată rău și ne întreabă pe Holden dacă el este tipul la care a trimis-o Morris, omul de la lift. Când Holden confirmă, ea își scoate haina și se așează pe patul lui în rochia ei verde. Pare nervoasă, probabil pentru că are aproximativ vârsta lui Holden. Holden se prezintă ca Jim Steele, iar prostituata, evident că nu este una pentru discuții, își scoate rochia. Acest lucru, desigur, îl face pe Holden și mai nervos. Citez. Când și-a scos rochia, am avut așa o senzație ciudată. Adică și-a scos-o atât de brusc și așa mai departe. De fapt, știu că atunci când o femeie se dezbracă în fața ta, trebuie să te simți excitat. Dar eu nu simțeam nimic. Simțeam altceva, dar nu asta. Mă simțeam mai degrabă trist decât excitat. Ascultă, ai ceas sau n-ai? Nu, n-am. Mamă, ce prost mă simțeam. Cum te cheamă, am întrebat-o. Nu mai avea pe ea decât un combinezon roz. Mă simțeam îngrozitor de zângenit. Zău că da. Sunny, mi-a spus. Dar hai să-i dăm drumul. N-ai vrea să stăm puțin de vorbă? Am căutat eu să o întorc. Era o copilărie, dar aveam o senzație foarte ciudată. Te grăbești tare? S-a uitat la mine ca la un nebun. Despre ce naiba vrei să vorbim? Nu știu, despre nimic deosebit. M-am gândit numai așa, că poate ai chef să stăm puțin de vorbă. S-a așezat din nou pe fotolul din fața biroului. Era clar că nu-i plăcea situația. Început din nou să-și bâție piciorul. Mamă, tare mai era nervoasă. Este evident că Holden nu este pregătit pentru sex, așa că inventează o poveste despre faptul că a suferit recent o operație la clavicord, care nu este atât o parte a corpului cât este un instrument muzical. Sunny, fata, nu știe asta, desigur. Toate acestea crede că Holden este drăguț, la fel ca un tip din filme, așa că ea se așează în poala lui. Citez. Ți-am spus că-ți plătesc că ai venit, că te-ai deranjat. Zău că-ți plătesc, am bani destui, dar abia am suferit o operație foarte serioasă. Atunci de ce n-ai mai spus lui Morris că vrei o fată? Dacă ți-au făcut operația asta păcătoasă la... cum îi zice? Cum ziceai că îi zice? Credeam că o să mă simt mai bine, dar m-am pripit. Vorbesc serios, îmi pare rău. Nu vrei să te ridici puțin să-mi scot portofelul? Vorbesc serios. Era supărată foc. Da, s-a ridicat totuși de pe genunchii mei ca să mă pot duce la dulap să-mi iau portofelul. Am scos o hârtie de $5 și am întins-o. Mulțumesc, i-am zis. Mulțumesc de 1.000.000 de ori. Păi, asta e o hârtie de 5 și costă 10, zice ea. Voia să mă fraierească, se vedea că de acolo. Mă temusem de la început că o să se întâmple asta. Serios. Morris mi-a spus 5. 15 până mâine la prânz și 5 pentru o dată. Nu, 10. Mi-a spus 5. Îmi pare rău, zău că da, dar atât am de gând să dau. Fata a ridicat din numeri, așa cum făcuse mai înainte. Pe urmă mi-a spus foarte acră. Vrei, te rog, să-mi dai rochia sau ți-e greu? Arăta ca o stafie puștoaica, până și vocișoarea ei reușea într-un fel să te sperie. Dacă ar fi fost o prostituată bătrână și grasă, fardată și așa mai departe, n-ar fi semănat atât de tare a stafie. M-am dus și am adus rochia, s-a îmbrăcat, s-a aranjat și pe urmă și-a luat haina sport de pe pat. La revedere, puchinosule, mi-a spus. La revedere, i-am răspuns eu. Nu i-am mulțumit, nu i-am spus nimic și îmi pare bine.
Capitolul 14. Holden este deprimat. Nu suntem chiar surprinși că se simte așa. Fumează niște țigări, urmărește Zori și vorbește cu voce tare cu fratele său Ellie, ceea ce face uneori când nu se simte prea bine. Acest lucru ne conduce într-o altă reminiscență, de data aceasta despre un incident cu unul dintre prietenii din copilărie ai lui Holden, Bobby Fallon. Ellie a vrut să meargă cu cei doi băieți, Holden și Bobby, să se joace, iar Holden a spus nu, deoarece Ellie era prea mic. Regretă asta acum, așa că continuă să-i spună cu voce tare lui Ellie, citez. Așa că uneori când mi se întâmplă să fiu foarte trist, îi spun cu glas tare. Bine, du-te acasă, ia-ți bicicleta și așteaptă-mă în fața casei lui Bobby. Grăbește-te. Nu vreau să spun că nu-l luam cu mine, că mă duceam undeva. Luam. Însă în ziua aceea nu l-am luat. Dar nu s-a supărat. Nu se supăra niciodată. Numai că eu tot mi-aduc aminte de întâmplarea asta când sunt cu moralul foarte jos. Băgată în pat, Holden și-ar dori să se poată ruga. Dar este un fel de ateu. Se pare că ucenicii le enervează pentru că erau atât de inutili pentru Iisus. Obișnuia să se certe tot timpul cu un tip pe nume Arthur într-una dintre școlile pregătitoare la care a fost. Holden este destul de sigur că Iisus nu l-ar fi trimis pe Iuda în iad, chiar dacă tipul a trădat. Deci discipolii nu au primit nici măcar ceea ce meritau. De fapt, toți copiii din familia lui sunt atei și că dacă există un lucru pe care nu-l poate suporta, este un pastor, pentru că îi țin întotdeauna predici cu voci false. Cioc, cioc, cioc la ușă și surpriză, la ușă sunt Maurice Liftierul și Sunny Prostituata, care mai vor $5. Holden refuză, deoarece i-au spus că va costa doar 5. Se ceartă puțin, iar Sunny îi ia în cele din urmă portofelul lui Holden din comodă și scoate banii. Holden începe să plângă, Maurice îi dă un brânci, iar Sunny îi spune să lase copilul în pace. Într-o demonstrație spectaculoasă despre cum să răutățești o situație, Holden îl numește pe Maurice un nenorocit de cretin împuțit. Citez. Continuam să plâng. Eram groaznic de furios și de enervat. Ești un cretin împuțit, i-am zis. Un cretin și un pungaș. Și în 2 ani ai să ajungi numai piele și os și ai să oprești oamenii pe stradă, să le ceri de pomană, ai să ștergi mucii pe haina ta împuțită și jegoasă și ai să... Și atunci m-a atins. Nici măcar n-am încercat să mă dau la o parte sau să mă feresc. N-am mai simțit decât lovitura grozavă pe care mi-o dăduse în burtă. Nu mi-am pierdut cunoștința sau mai știu eu ce. Fiindcă mi-aduc aminte că de pe podea m-am uitat după ei și i-am văzut ieșind și închizând ușa în urma lor. Am rămas destul de multă vreme pe jos, așa cum s-a întâmplat când cu Stradlader. Numai că de data asta am crezut că mor. Zău că da. Aveam impresia că mănec sau, mă rog, ceva asemănător. Nenorocirea era că abia puteam să răsuflu. Când în cele din urmă m-am ridicat, m-am dus spre baie încovoiat de durere și ținându-mă cu mâinile de burtă, dar sunt într-o ureche, pe Dumnezeu meu că sunt, ducându-mă spre baie am început să simulez că aș avea un glonț în stomac. Mă împușcase Moris și mă duceam acum la baie să trag un gât de whisky sau de altceva ca să-mi pătolească nervii și să prind putere să intru serios în acțiune. Mă vedeam ieșind din baia aceea păcătoasă îmbrăcat cu revolverul în buzunar, clătinându-mă puțin pe picioare. Apoi n-aș fi luat ascensorul, aș fi coborât pe scară, m-aș fi ținut de balustradă și din când în când mi-ar fi picurat sânge din colțul gurii. Aș fi coborât câteva etaje ținându-mă de burtă și cu sângele curgându-mi și roaie. Apoi aș fi chemat ascensorul. Și când Maurice ar fi deschis ușa, ar fi dat cu ochii de mine, ar fi văzut revolverul din mâna mea și ar fi început să urle cu vocea lui stridentă să-l las în pace, dar tot l-aș fi împușcat. Pac, pac, pac! Pac, pac, pac! 6 gloanțe drept în pântecele lui umflat și păros. Pe urmă aș fi aruncat revolverul în puțul ascensorului, după ce aș fi șters toate amprentele și așa mai departe. Apoi m-aș fi târât îndărăt în cameră și aș fi telefonat lui Jane și ar fi venit să-mi panseze rana. O și vedeam, ținându-mi țigara să fumez, în timp ce sângele mi-ar fi curs și roaie și așa mai departe. Filmele astea blestemate sunt în stare să te nenorocească, zău că da, vorbesc serios. Întorcându-se înapoi în pat, Holden ne spune că ar sări pe fereastră, dar n-ar fi vrut ca niște tâmpiți de gură cască să se zgâiască la el în timp ce ar fi zăcut acolo plin de sânge. Capitolul 15. Holden se trezește pe la 10, fumează niște țigări și se gândește la Jane. Practic nimic nu s-a schimbat în ultimile 8-10 ore. El ajunge să o sune pe Sally Hayes. El spune că nu este prea deșteaptă, dar l-a păcălit o vreme, deoarece ea știa multe despre teatru și literatură și multe chestii de astea. Odată ce o prinde la telefon, stabilește o întâlnire cu ea pentru a merge împreună la un matineu.
Apoi ea îi spune totul despre acești băieți care sunt pur și simplu nebuniți după ea, ceea ce este un lucru lipsit de tact. După ce închide telefonul, Holden se uită pe fereastră la perverșii de peste drum, dar toți au storurile trase. Este duminică și el încă nu poate merge acasă decât peste câteva zile. Așa că se urcă într-un taxi și se îndreaptă spre gară. Citez, era abia duminică. Acasă nu mă puteam duce până miercuri sau în orice caz, până marți. Și n-aveam niciun chef să mă duc la alt hotel, să vină unul să-mi facă creierii pilaf. Așa că i-am spus șoferului să mă ducă la gară. Era lângă hotelul Biltmore, unde trebuia să mă întâlnesc la 2 cu Sally. Și m-am gândit să dau valizele să mi le pun într-o casetă mare de fier, de la care îți dă ok, și pe urmă să mă duc să mănânc ceva. Era cam foame. În timp ce eram în taxi, mi-am scos portofelul și mi-am numărat banii. Nu mai țin minte exact cât îmi rămăsese, dar nu era în niciun caz o avere. În 2 săptămâni amărâte, cheltuisem o sumă cu care ai fi putut răscumpăra un rege. Zău că da. De fapt, sunt înfiorător de mână spartă. După ce și-a lăsat bagajele, Holden ia un mic dejun ușor într-un bufet. Se pare că motivul pentru care este atât de slab este că nu mănâncă niciodată suficient. Holden le dă o mână de ajutor celor 2 călugărițe din apropiere, care par să nu știe ce să facă cu valizele lor ieftine. Ceea ce îl duce pe Holden într-un speech despre valize ieftine. La Elkton Hills, unul dintre multele sale internate anterioare, Holden s-a cazat cu un tip pe nume Dick Slagle, care avea niște valize de-astea foarte ieftine. Era atât de stânjenit de asta încât obișnuia să le țină sub pat în loc de să le țină pe suportul pentru bagaj. Desigur, acest lucru a fost deprimant pentru Holden, care avea valize foarte scumpe, așa că și le-a pus și pe ale lui sub pat. Lucrul amuzant este că Dick a tot scos valizele lui Holden și le-a pus înapoi pe suport, astfel încât oamenii să creadă că sunt ale lui. Cuvinte înțelepte de la Holden, aflăm, este greu să fii coleg de cameră cu oamenii dacă valizele tale sunt mult mai bune decât ale lor. Mergem înapoi la călugărițe. Una dintre ele ține unul dintre acele coșuri de tip Armata Salvării pentru ca alți oameni să le doneze bani. Citez. Am întrebat-o dacă strânge bani pentru scopuri de binefacere și mi-a răspuns că nu. Coșul nu încă puse în geamantan, așa că îl ducea în mână. Zâmbetul ei era destul de atrăgător. Avea nasul mare și ochelarii cam urâți, cu un fel de ramă de metal, dar avea o față foarte blândă. Voiam să spun că dacă făceați colectă, aș fi putut să contribui și eu cu ceva. Luați totuși banii și când va fi cazul, adăugați-i la ceilalți. Vai, ce drăguț din partea dumitale, mi-a spus cea cu coșulețul, în timp ce cealaltă prietena ei se uita la mine. Până atunci citise o cărticică neagră, sorbind din cafea. Cartea semăna a Biblie, numai că era cam subțire. Dar semăna totuși a Biblie. Nu consumaseră niciuna, nici alta, decât o cafea cu pâine prăjită. Asta m-a întristat. Nu-mi place să mănânc cu ouă cu străninuță și altul lângă mine să bea doar cafea și să mănânce pâine prăjită. Le-am dat $10 pentru scopurile lor de binefacere. Au primit banii, dar m-au întrebat de 1000 de ori dacă sunt sigur că mă pot lipsi de ei și tot soiul de lucruri de astea. Le-am spus că am bani destui la mine, dar am impresia că nu prea m-au crezut. În cele din urmă i-au luat însă. Mi-au mulțumit amândouă atât de mult încât începusem să mă simt prost. Călugărițele, pe lângă că sunt călugărițe, sunt profesoare la o școală din Chicago și tocmai a venit în New York. Una dintre călugărițe predă engleză, iar Holden se întreabă ce simte despre fragmentele sexei din cărți pe care trebuie să le predea, știi, din moment ce e călugăriță, așa că încep să vorbească despre engleză, cel mai bun subiect al lui Holden, și obținem o listă frumoasă cu cărțile citite de el, Beowulf, Lord Randall, My Son, Return of the Native, Romeo and Juliet. Călugărița este încântată de Romeo și Julieta, despre care Holden consideră că nu este tocmai potrivită pentru călugăriță. Dar se complace oricum într-o discuție despre asta. Ceea ce l-a deranjat cel mai mult în piesă nu a fost când au murit Romeo și Julieta, nu, a fost când a murit Mercutio. Holden încearcă să plătească nota călugărițelor, dar femeile nu-l lasă. Privind retrospectiv, conversația a fost de fapt puțin stresantă, din moment ce lui era teamă că or să-l întrebe dacă este catolic. Tatălui a fost catolic la un moment dat, ne spune el. După ce a suflat accidental fum în fața călugărițelor în timp ce își l-au rămas bun, Holden își cere scuze, este jenat și în general se simte deprimat, normal, de toată treaba asta. Citez. Când s-au ridicat să plece, mi-am dat împetic și am făcut ceva foarte nepoliticos. Fumam și când m-am ridicat să-mi iau rămas bun de la ele, le-am suflat din greșeală fumul în nas. N-am făcut-o într-adins, da, totuși am făcut-o.
m-am scuzat ca un nebun. Au fost cât se poate de drăguțe și de amabile, dar oricum a fost un moment foarte penibil. După ce au plecat, a început să-mi pară rău că le dădusem numai $10 pentru colectă. Dar aveam întâlnire să merg la un matineu cu Sally Hayes și trebuia să păstrez niște bani pentru bilete și tot restul. Totuși mi-a părut rău. Luai ar naiba de bani. Întotdeauna a ajuns să-ți pierzi buna dispoziție din pricina lor. Capitolul 16. Holden continuă să se gândească la coșul călugărițelor în timp ce pleacă să se întâlnească cu Sally. Își imaginează diferiții oameni pe care îi cunoaște trebuind să țină un coș de colectare în mână. Mama lui Sally ar face-o, dar doar dacă toată lumea ar trebui să-i sărute fundul pentru a contribui și apoi ar merge la un prânz elegant. Dar călugărițele nu ajung niciodată să meargă la un prânz elegant. Holden se îndreaptă spre Broadway pentru că voia să-i cumpere lui Phoebe un disc care se cheamă Little Shirley Beans și care se găsea foarte greu. Este vorba despre un copil care și-a pierdut cei doi dinți din față și este prea jenat să iasă din casă. Pe drum vede o familie cu aspect sărac ieșind din biserică și mergând în fața lui. Mama și tatăl nu prea acordă atenție copilului lor de 6 ani, care cântă dacă cineva prinde pe careva venind prin lanul de secar. El ajunge pe o stradă aglomerată din Broadway pe la prânz, iritat de faptul că toată lumea vrea atât de mult să meargă la spectacol. Citez. Pe Broadway, o lume și o înghesuială nebună. Deși era duminică în jurul orei 12, pe Broadway era o aglomerație nebună. Toată lumea se ducea la cinema și toți erau gătiți fiindcă era duminică și asta făcea ca totul să pară și mai jalnic. Cel mai groaznic însă era faptul că se vedea de la o poștă că toți voiau să se ducă la cinema. Nu puteam să mă uit la ei. Îmi făcea rău. La urma urmei aș putea să înțeleg pe cineva care se duce la cinema, neavând altceva mai bun de făcut. Dacă cineva vrea cu tot din adinsul să se ducă și mai mult încă să se grăbească să ajungă cât mai repede acolo, asta mă deprimă cumplit. Holden ajunge la un magazin de discuri și plătește $5 pentru o copie aparent rară a discului Little Shirley Beans. Apoi ajunge într-o cabină telefonică pentru a o suna pe Jane, dar închide atunci când mama ei răspunde la telefon. În schimb, el cumpără locuri de orchestră pentru un spectacol numit I Know My Love, despre care crede că Sally va nebuni pentru că are actori celebri în distribuție. Acest lucru îl duce pe Holden într-o discuție despre actori. Un caz concret, Sir Laurence Olivier jucând Hamlet. Holden spune că Hamlet ar trebui să fie un tip trist și nebun, nu un general comandant așa cum a jucat Olivier înainte. Holden speră să se întâlnească cu Phoebe în parc. În schimb, se întâlnește cu o puștoaică de vârsta a surorii sale și o întreabă dacă o cunoaște pe Phoebe Caulfield. Da, dar nu este sigură unde este Phoebe. Holden o ajută să-și strângă patinele, este o puștoaică drăguță, iar el o întreabă dacă vrea să bea ciocolată caldă, dar ea îi spune că trebuie să se întâlnească cu prietena ei. După ce a fost respins, Holden se duce la Muzeul de Istorie Naturală. Își amintește că mergea aici sâmbătă când era copil. Camera lui preferată era camera indiană, un hol lung și liniștit prin care treci cu ecrane native americane de ambele părți. I-a plăcut pentru că nu s-a schimbat niciodată. Și cu acea amintire, Holden își pune șapca roșie de vânătoare. Oricum, nu e ca și cum ar vedea pe cineva cunoscut. Anumite lucruri, gândește el, ar trebui să rămână așa cum sunt. Când ajunge în sfârșit la muzeu, constată surprins că nu-l mai atrage. Citez. Apoi s-a întâmplat un lucru curios. Când am ajuns la muzeu, am simțit deodată că n-aș mai fi intrat înăuntru nici dacă mi-ai fi dat $1,000,000. Nu mă mai trăgea inima. Cu toate că străbătusem tot parcul ăsta blestemat și mă gândisem cu plăcere să intru înăuntru. Dacă Phoebe ar fi fost acolo, probabil că aș fi intrat, dar Phoebe nu era. Așa că am luat un taxi din fața muzeului și i-am spus șoferului să mă ducă la Biltmore. Nu prea aveam chef să mă duc la Biltmore, dar îmi fixasem întâlnire cu Sally. Capitolul 17. Holden a ajuns devreme la întâlnire, așa că stă în hall și se uită la niște fete în timp ce așteaptă. Este deprimant, desigur. Cei mai mulți dintre ei probabil se vor căsători cu băieți proști sau plictisitori. Sally apare în cele din urmă, arătând atât de drăguț încât Holden, care nici măcar nu o place cu adevărat, are chef să se căsătorească cu ea chiar în acel moment. Aceasta durează până în secunda în care deschide gura pentru a spune cât de entuziasmată este să vadă matineul. Se prostesc într-un spre spectacol, Holden fiind seducător ca naiba. Din anumite motive, el îi spune că o iubește, iar ea îi răspunde că și ea. Citez. Și pe urmă, ca să vedeți ce nebun sunt, după ce am îmbrățișat-o puțin mai strâns, am început să-i spun că o iubesc și așa mai departe.
bineînțeles că era o minciună, dar când i-am spus-o, eram convins de ce spuneam. Sunt nebun, pe Dumnezeu meu că da. Vai, scumpule, și eu te iubesc, mi-a răspuns. Apoi, imediat, fără nicio tranziție, mi-a spus. Făgăduiește-mi ca ai să lași să-ți crească părul. Părul scurt nu mai e la modă. Și tu ai un păr atât de frumos. Frumos, aiurea. Ei ajung să se uite cu adevărat la acest spectacol. Nu este cel mai rău lucru pe care l-a văzut vreodată, ne informează Holden. La sfârșitul primului act, Holden și Sally ies să fumeze cu toți papițoii care stau în jur și vorbesc despre piesă. Sally îl cunoaște pe unul dintre papițoii, desigur. Este un tip pe nume George. Este genul de tip pe care, când Sally îl întreabă despre piesă, trebuie să se dea înapoi și să-și lase loc să răspundă. George și Sally continuă să se angajeze în fațitate, iar Holden se angajează să se ferească de vărsături. Până când spectacolul se termină și se întorc în taxi, Holden s-a săturat de ea. Totuși, când ea cere să meargă la patinoarul cu rotile, la Radio City, el este de acord. În mare parte, Sally vrea doar să închirieze una dintre acele fuste mici de patinaj care abia îi acoperă fundul. Un fund drăguț, recunoaște Holden, dar totuși. Amândoi sunt patinatori oribili, așa că activitatea durează doar atâta timp cât gleznele lui Sally o pot suporta. Apoi merg la o băutură nealcoolică. Sally încă vrea să știe dacă Holden intenționează să vină să o ajute să împodobească bradul de Crăciun. El schimbă subiectul, vrea să știe dacă ea se satură vreodată de viață. Citez. Ți s-a întâmplat vreodată să te saturi de toți și de toate? Am întrebat-o. Adică ți s-a întâmplat vreodată să-ți fie teamă că totul se duce naibii dacă nu faci ceva? Adică ție îți place școala? Mă plictisește îngrozitor. Bine, dar nu ți-e silă de ea? Știu că e plicticoasă, dar vreau să știu dacă ți-e silă de ea. Nu pot să spun că mi-e chiar silă. Oricum, trebuie să... Mie silă. Mamă, ce silă mie, i-am spus. Dar nu mi-e silă numai de școală. Mi-e silă de tot. De viața din New York și de tot. De taxiuri, de autobuzele care circulă pe Madison Avenue. Cu taxatorii și lumea care urlă la tine să cobori prin spate. Mi-e silă să fiu prezentat unor papițoi care spun de soții lant că-s îngeri. Mi-e silă să mă plimb în sus și în jos cu ascensorul când de fapt vreau să ies în stradă. Mi-e silă de probele fără sfârșit când îmi fac pantaloni la Brooks și de oamenii care... Te rog să nu mai țip, mi-a spus Sally. Ceea ce era foarte nostiv, că eu nu țipam deloc. În cele din urmă, Holden îi cere lui Sally să fugă cu el. Vrea să meargă cu mașina până în Vermont și să locuiască împreună într-o cabană din lemn. Practic, Sally își dă ochii peste cap și spune că va fi timp suficient pentru astfel de escapade după facultate. Citez. Hai să ieșim de aici, i-am zis. Și dacă vrei să știi, mă doare în fund, de ce crezi tu? Mamă, ce s-a înfuriat când i-am spus asta. Știu că n-ar fi trebuit să vorbesc așa și poate că, în mod normal, n-aș fi vorbit așa. Dar mă înfuriase îngrozitor. De obicei nu spun grosolănii fetelor. Mamă, ce s-a înfuriat. M-am scuzat ca un disperat, dar n-a vrut să-mi primească scuzele. Plângea. Și asta m-a speriat puțin, fiindcă mi-era teamă să nu se ducă să-i povestească lui taicăsu că îi spusese că mă doare în fund de ce credea ea. Taicăsu era un tip lung, sinistru și tăcut și care nu prea se prăpădea după mine. I-a spus odată lui Sally că sunt mult prea gălăgios. Zău că-mi pare rău, tot repetam eu. Îți pare rău. Asta e foarte nostim, mi-a zis ea. Avea ochii plini de lacrimi și deodată a început să-mi pară într-adevăr rău că o jignisem. Hai să mergem, te duc acasă. Zău. Mă pot duce și singură, mulțumesc. Trebuie să fii nebun să-ți închipui că am să te las să mă duci acasă. Niciun băiat nu mi-a spus ce mi-ai spus tu, niciodată în viața mea. Când refuză să-l lase să o ia, să o duc acasă, Holden începe să râdă. Sfat profesionist, nu începe niciodată să râzi în fața unei fete pe care tocmai ai făcut-o să plângă. Holden se întreabă de ce i-a cerut să meargă cu el să locuiască într-o cabană de lemn, din moment ce ea nu este tocmai fata lui ideală. Citez. La drept vorbind, nici măcar nu știu de ce am început toată povestea. Vreau să spun povestea cu excursia în Vermont și așa mai departe. De fapt, cred că nici n-aș fi luat-o cu mine, chiar dacă ar fi vrut să meargă. Nu era genul de fată cu care să pleci. Dar ce e mai îngrozitor e că atunci când îi propusesem să plece cu mine, fusesem sincer. E îngrozitor, pe cuvântul meu, că sunt nebun. Capitolul 18. Holden părăsește patinoarul, ia prânzul și se mai gândește să o sune pe Jane. Se gândește să o ia la dans. A văzut-o odată dansând cu un alt prostuț pe nume Al Pike, care obișnuia să poarte costume de baie strâmte și să sară de la trambulină pentru a-și etala mușchii. Mai târziu, odată ce au devenit prieteni, el a întrebat de ce s-ar fi ținut vreodată cu un tip ca ăsta. Jane a spus că a făcut-o pentru că tipul avea un complex de inferioritate și era milă de el. În opinia lui Holden, asta nu îl împiedică să fie un ticălos.
El spune că dacă unei fete îi place un bărbat, ea va spune că are un complex de inferioritate, oricât de prost ar fi, iar dacă nu-l place, va spune că este îngânfat, oricât de drăguț ar fi. Îi dă un telefon lui Jane, dar nu răspunde nimeni. Are nevoie de companie pentru seară, totuși, așa că se uită prin agenda lui. Din păcate, există doar 3 numere în el. Jane, un fost profesor pe nume domnul Antolini și biroul tatălui său. Așa că ajunge să-l sune pe Carl Luce, un tip cu care mergea la școală la Eton, înainte de a fi dat afară. Carl, care merge la Universitatea Columbia, este de acord, la telefon bineînțeles, să-l întâlnească pe Holden pentru o băutură, chiar dacă ne informează Holden, el l-a numit pe tip un fals cu fundul gras. Neavând altceva de făcut, trebuie să-l întâlnească pe Carl, Holden merge la Radio City ca să vadă un film. Înainte de film, este un spectacol pe care el îl urăște, desigur. Nu poate vedea nimic religios sau drăguț în îngerii care cântă colinde, deoarece toți actorii care interpretează îngeri se gândesc cu adevărat să meargă să fumeze o țigară după aceea. Citez. Mai văzusem odată spectacolul ăsta cu un an în urmă. Mă dusesem cu Sally Hayes, care se tot minunase ce frumoase sunt costumele și tot restul. Și eu i-am spus că dacă Iisus ar fi văzut toate astea, costumele și mascarada și tot restul, probabil că i s-ar fi făcut greț. Selina mi-a spus că sunt un necredincios și că vorbind așa comit un sacrilegiu. Și probabil că avea dreptate. Ceea ce i-ar fi plăcut într-adevăr lui Iisus ar fi fost băiatul de la baterie. Îl știu de când aveam 8 ani. Frate meu Eli și cu mine, când eram cu părinții, ne schimbam locurile și ne duceam în față să-l vedem mai bine. E cel mai bun toboșar din câți am auzit vreodată. E adevărat că de-a lungul unei bucăți nu ajunge să bată toba decât de 2-3 ori, dar nu pare niciodată plictisit când stă. Și pe urmă când bate, bate delicat, frumos și pe fața lui se vede că pune suflet în ceea ce face. După spectacol începe filmul. Este vorba despre un tip englez care își pierde memoria după război și se îndrăgostește, deși era deja logodit. Concluzia lui Holden? Să nu vezi filmul dacă nu vrei să nu vomiți peste tot. Partea cea mai proastă este că stă lângă o femeie care plânge la toate bucățile false, ceea ce o face să arate ca o persoană bună, cu excepția faptului că și ignoră băiețelul care e cu ea și care este super plictisit și trebuie să meargă la baie. După film, Holden pleacă la Wicker Bar, unde ar trebui să-l întâlnească pe Carl. Apoi începe să se gândească la război, din moment ce asta a văzut în film. Fratele său, D.B., a fost în război. A aterizat în ziua Z și toate celelalte și ura armata, nu războiul. Când D.B. venea acasă în concediu, stătea întins pe pat tot timpul. A spus că dacă ar trebui să împuși vreodată pe cineva, nu ai ști în ce direcție să îndrepți arma, pentru că armata este plină de nemernici, la fel ca naziștii. Citez. În orice caz, dintr-un punct de vedere, îmi pare bine că au inventat bomba atomică. Dacă o fi să mai fie vreodată un război, o să mă așez dracului drept deasupra ei. Am să mă propun voluntar. Jur că așa am să fac. Capitolul 19. Holden ajunge la barul Wicker de vreme, bea scotch și suc și îl așteaptă pe Carl Luce, care apare în cele din urmă, iar Holden ne oferă povestea de fundal. Carl Luce trebuia să fie consilierul său când era student la Eton, dar tot ce a făcut a fost să le dea tuturor băieților discuții despre sex și cine era gay și cine nu, potrivit lui Luce, aproape toată lumea era. Acest lucru l-a făcut pe Holden să creadă că poate Luce însăși era gay. Ei bine, asta și obiceiul lui de a pătrunde oamenii și de a lăsa ușa deschisă când mergea la baie. Holden este surprinzător de energic în încercările sale de a conversa. Întreabă imediat despre viața sexuală a lui Carl, despre facultate, etc. Luce nu vrea să joace acel joc, dar ajung să vorbească despre o sculptoriță chinezoaică cu care se întâlnește Luce și care se pare că are peste 30 de ani. Citez. Pe mine filozofia orientală mă satisface mai mult decât cea occidentală. Asta pentru că m-ai întrebat. Serios? Ce înțelegi prin filozofie? Te referi la amor și la tot restul? Vrei să spui că în China e mai bine? Da? Nu neapărat în China. Ce Dumnezeu? Am spus filozofie orientală. Vrei neapărat să continuăm această conversație fără sens? Ascultă, vorbesc serios, nu glumesc. De ce e mai bine în Orient? E prea complicat să-ți explic zău, mi-a zis Luce. Ei consideră că amorul e o experiență atât fizică cât și spirituală. Și dacă ți închipui cam să... Așa îl consider și eu. Și eu consider că e o, cum îi spune, o experiență fizică și psihică și așa mai departe. Zău că da. Dar depinde cu cine naiba o fac. Dacă e cineva pe care nici măcar nu mai urla așa, Colfield, ce Dumnezeu. Dacă nu poți să-ți controlezi vocea, mai bine o lăsăm baltă. Holden este confuz cu privire la modul în care sexul ar trebui să fie în felul ăla,
dar că nu poate face să se simte așa cu fiecare fată. În timp ce Holden continuă să insiste asupra problemei, Luce refuză să vorbească despre asta în continuare. Holden urăște modul în care Luce este genul de tip care vrea ca toată lumea să-l asculte vorbind despre viețile personale ale altora, dar refuză să răspundă la întrebări despre viața lui. Luce îi spune lui Holden că este imatur. Holden este de acord. El spune că problema este că nu poate deveni foarte sexual cu o fată care îi place mult. El întreabă ce ar crede tatăl lui Carl, care este psihanalist, despre asta. Carl spune că tatăl său l-ar ajuta pe Holden să recunoască tiparele din mintea lui, ceea ce a făcut și pentru Carl. Luce își plătește băutura și spune că trebuie să plece, deși Holden îi cere să rămână pentru încă un pahar. Citez. Dar mi-a spus că nu poate, că era în întârziere, apoi a plecat. Luce ăsta, de fapt, era un porc, dar avea un vocabular grozav. Era băiatul cu cel mai bogat vocabular din Uton. Știu asta fiindcă ne făcuseră odată un test. Capitolul 20. Holden stă în jur și bea și așteaptă ca cele două franțuzoaice să iasă și să cânte. În schimb, iese această nouă cântăreață pe nume Valencia. Holden, îmbătându-se ca naiba, începe să o fixeze cu privirea, dar ea îl ignoră. După ce a plecat, el îi cere barmanului să-i dea un mesaj tipei. Până la 1 dimineața, Holden este beat criță, așa că începe să pretindă din nou că are un glonț în măruntaie și face o treabă uimitoare ascunzând acest fapt de restul lumii. Chior de beat ajunge într-o cabină telefonică și îi dă un telefon lui Sally Hayes. Bunica ei răspunde. Într-un fel sau altul, Sally ajunge la telefon. Holder îi spune că va veni și îi va împodobi bradul de Crăciun. Citez. Și mi-a închis telefonul. Noapte bună. Noapte bună, Sally, mi didico. Sally, scumpu, iubito, i-am zis. Vă dați seama ce beat eram? Am pus și receptorul jos, spunându-mi că Sally se întorsese pe semne de undeva din oraș. Mi-o închipuiam undeva cu soții Land, cu papițoiul ăla de la Andover și cum mai știu eu cine, înotând într-un ceainic blestemat și spunând lucruri rafinate, zâmbind amabil și fiind îngrozitor de artificiali. Îmi părea rău că telefonasem. Doamne, ce rău îmi părea. Când sunt beat, îmi pierd mințile. Holden ajunge la toaletă și își bagă capul în chiuveta plină cu apă, apoi stă tremurând lângă fereastră. Pianistul intră în baie, este unul dintre acei tip enervanți, chipeși, precum Stradlater, care se piaptă în o grămadă de timp în oglindă și apoi te lasă singur în baie. Plâns și deprimat, Holden se îndreaptă spre garderobă pentru a-și lua haina și discul Little Shirley Beans pentru Phoebe. El vorbește cu fata de acolo și încearcă să obțină o întâlnire cu ea, deși ea este suficient de mare pentru a fi mama lui. Îi arată șapca lui roșie de vânătoare, iar ea îi spune să o poarte pentru că plouă și e decembrie. Ieșit afară, el decide să verifice laguna și să vadă dacă rațele sunt acolo. Apoi îl scapă discul Little Shirley Beans, care se sparge în aproximativ 50 de bucăți. Le ridică și le pune înapoi în buzunar, aproape plângând. În întunericul nopții târzii sau dimineața de vreme, Holden își găsește drum prin parc până la lagună. O găsește fără rațe. Așa că se așează pe o bancă și tremură. Poate că va face pneumonie și va muri, crede el. Apropo, este încă incredibil de beat. Holden își imaginează mormântarea lui și cum ar veni toate mătușile lui așa cum au făcut-o la mormântarea lui Ellie. Citez. Parcă vedeam milioanele de papițoi venind la mormântare și așa mai departe. Tata mare din Detroit, care spunea întotdeauna cu glas tare numărul străzilor pe lângă care trecea când eram împreună, într-un amărât de autobuz. Și mătușile, cred că am vreo 50 și toți verii mei împuțiți, ce îngrămădeală ar fi. Când s-a prăpădit Ellie, au venit toți, toată liota aia păcătoasă și cretină. Am o mătușă, una complet cretină și care îi miroase gura. Și DB mi-a povestit că tot spunea ce liniștit părea Ellie pe catafalc. Eu n-am fost la mormântare, eram încă la spital. Mă duseseră la spital după ce mă rănisem la mână și așa mai departe. În orice caz, acum mă gândeam cu groază că o să fac pneumonie din cauza țurțurilor din păr și că o să mor. Mi se rupea inima de mama și de tata, mai ales de mama, că tot nu și-a revenit după pierderea lui Ellie. Mă gândeam la ea cum o să stea și nu o să știe ce să facă cu toate costumele mele și cu tot echipamentul meu sportiv. Singurul lucru bun e că știam că nu o să o lase pe Phoebe să vină la mormântare, fiindcă era prea mică. Ăsta era singurul lucru bun. Dacă moare, se gândește Holden, speră să-l arunce într-un râu. Cine vrea flori pe mormântul lui când e mort? Lui Holden nu-i place să viziteze mormântul lui Ellie. El nu crede că fratele lui ar trebui să fie înconjurat de toți acei tip morți. Cel mai rău, spune el, a fost când a vizitat mormântul și a început să plouă. Toți puteau să alerge după mașini sau umbrele, dar Ellie nu putea.
Pentru a-și îndepărta mintea de la subiect, Holden își numără banii. Are puțin mai mult de 3 dolari. N-are încotro și se hotărăște să meargă acasă. Citez. Aveam la mine cheia de la intrare, așa că m-am gândit să intru tiptil în apartament, să nu mă audă nimeni și pe urmă să stau puțin de vorbă cu Phoebe. Singurul lucru care mă neliniștea era ușa de la intrare, scârția ca nebună. Blocul e destul de vechi și administratorul e un porc și un leneș, așa că totul zdrângăne și scârție. Mi-era teamă să nu mă audă părinții când intru, dar m-am hotărât totuși să încerc. Așa că am ieșit din parc și m-am îndreptat spre casă. Am făcut tot drumul pe jos. Nu era prea departe și nu mai eram obosit și nici măcar beat. Numai că gerul pișcă îngrozitor și în jur nici țipenie de om. Capitolul 21. Spre norocul lui Holden, Pete, băiatul de la lift, nu este de serviciu când ajunge la blocul său. În schimb, este un tip nou care nu-l cunoaște. Își scoate șapca de vânătoare înainte de a intra ca să nu pară suspicios. Arănțându-l pe liftier că este nepotul soților Dickenstein, el este dus la unul dintre apartamentele vecine. Aceasta include cumva o poveste inventată care are un picior rănit. Holden se strecoară în camera lui Phoebe, dar ea nu este acolo. Își amintește că îi place să doarmă în camera lui DB, deoarece este cea mai mare și se poate întinde peste tot, ceea ce este amuzant pentru un copil mic care nu are ce să întindă. Înainte să o trezească, se uită la ea un minut. Copiii, crede el, sunt drăguți când dorm, chiar dacă salivează pe toată perna. Adulții, pe de altă parte, arată întotdeauna nașpa. Citez. După ce am aprins lampa și așa mai departe, am stat câteva clipe și m-am uitat la ea. Dormea cu fața pe marginea pernei și cu gura căscată. E curios, adulții când dorm cu gura deschisă arată îngrozitor. Copiii, nu. Copiii arată bine. Chiar când umplu perna de scuipat, tot bine arată. Holden se uită în jur la hainele ei bine aranjate. Mama lui, știe el, are un mare gust în materie de haine. Phoebe arată întotdeauna grozav. El verifică lucrurile pe care le are pe birou. Vede cărțile ei de matematică. Ea a scris Phoebe Weatherfield Caulfield, chiar dacă al doilea ei nume este Josephine. Ea încearcă mereu să-l schimbe, spune el. Printre mai multe caiete, Holden alege unul cu mici înzgăleli ale ei și note către de la prietenii ei. Holden citește totul. Citez. L-am deschis pe primul, pe cel de deasupra, și m-am uitat la prima pagină. Pe prima pagină scria Berenice, așteaptă-mă la recreație și am să-ți spun ceva foarte important. Pe prima pagină nu scria decât atât. Pe a doua însă scria de ce există atâtea fabrici de conserve în sud-estul Alaskei? Fiindcă e foarte mult somon. De ce are păduri prețioase? Fiindcă are o climă potrivită pentru asta. Ce a făcut guvernul nostru ca să ușureze viața eschimoșilor din Alaska? De căutat mâine. În cele din urmă, Holden își aprinde o țigară și o trezește pe Phoebe. E toată emoționată să-l vadă și își aruncă brațele în jurul gâtului lui. El încearcă să o determine să-și țină vocea jos, dar părinții lor sunt oricum afară la o petrecere. Ea îi spune totul despre un concurs de Crăciun în care ea este Benedict Arnold. Phoebe vorbește despre Doctorul, un film despre un bărbat care sufocă un copil schilod. Întrebarea ei este dacă uciderea din milă este greșită sau nu. Auzind că părinții lui nu vor fi acasă în curând, Holden se liniștește și se uită la elefanții roșii de pe ulerul pijamalei lui Phoebe. El îi spune despre discul spart, iar răspunsul ei este dăm bucățile, le salvez. Holden întreabă dacă DB se întoarce acasă de Crăciun, dar Phoebe spune că ar putea fi nevoit să rămână la Hollywood pentru a scrie un film despre Annapolis, în care desigur va juca un actor foarte faimos. După ce a întrebat despre un bandaj de pe brațul ei, Holden află că a fost împinsă pe scări de un băiat. Ea crede că o urăște. Holden spune că probabil este îndrăgostit de ea. În cele din urmă, Phoebe își dă seama că Holden a fost dat afară din nou de la școală. Tati o să te omoare, spune ea. Citez. Și apoi m-a lovit cu pumnul peste picior. Are un pumn foarte greu când vrea. Te-au dat afară, vai, Holden! Își dusese mâna la gură, e foarte emotivă, zău că e. Cine a spus că m-au dat afară? Nimeni n-a spus că te-au dat afară, te-au dat. Apoi m-a lovit din nou cu pumnul. Trebuie să fii nebun să crezi că nu doare. Tata o să te omoare, mi-a spus. Apoi s-a trântit în pat pe burtă și și-a pus perna peste cap. Face asta destul de des. Uneori parcă și iese din minți. Hei, astâmpără-te, am rugat-o. N-o să mă omoare nimeni, nici măcar nu o să... Hai mă, Phoebe, dă jos porcăria aia de pe cap. N-o să mă omoare nimeni. Totuși n-a vrut să dea perna jos. Dacă nu vrea, nu o poți convinge să facă un lucru nici în ruptul capului. Repeta doar într-una, tata o să te omoare. Abia puteai să o auzi cu perna aceea păcătoasă pe cap. N-o să mă omoare nimeni. Gândește-te puțin. În primul rând că plec. Aș putea să găsesc de lucru la un ranch sau ceva, orice pentru început. Cunosc un băiat al cărui bunic e proprietar de ranch în Colorado.
S-ar putea să găsesc de lucru acolo, i-am zis. Am să-ți scriu după ce plec, dacă plec. Dă jos perna de pe cap. Hai, Phoebe, te rog, te rog, hai. Totuși n-a dat-o jos. Am încercat să o iau cu forța, dar are putere, nu glumă. Obosești luptând cu ea. Dacă vrea să țină o pernă pe cap, o țin. Phoebe, te rog, ieși de acolo, îi tot spuneam eu. Hai, hai, Weatherfield, ieși afară. Dar ea tot nu ieșea. Uneori nu e sensibilă nici măcar la logică. În cele din urmă m-am ridicat și am ieșit în hol. Am luat niște țigări din cutia de pe masă și le-am băgat în buzunar. Eram frânt de oboseală. Capitolul 22. Odată ce Holden se întoarce în camera lui Phoebe, ea încearcă să-l ignore. El o asigură că va fi bine la ferma lui din Colorado și o hărțuiește în legătură cu o tunsoare stupidă pe care i-a făcut-o cineva. Deci, de ce a fost dat afară oricum? Un milion de motive, răspunde Holden. În cea mai mare parte, toți cei de acolo erau răi și falși. Își poate dă seama că Phoebe îl ascultă chiar dacă ea refuză să se întoarcă și să-l înfrunte. Chiar și profesorii erau falși, cum ar fi felul în care domnul Spencer făcea glume atunci când directorul stătea în clasa lui sau absolvenții care se întorceau de ziua veteranului pentru a vedea dacă inițialele pe care le-au scrijelit pe peretele de la baie erau încă acolo. Pur și simplu nu i-a plăcut. Phoebe îi spune că lui Holden nu-i place niciodată nimic, ceea ce, unu, este adevărat, și doi, îl deprimă. Îl face să numească un singur lucru care îi place mult. Nu se poate gândi decât la cele două călugărițe și la coșurile lor de colectare. Sau la un băiat pe care l-a cunoscut la Elkton Hills, pe nume James Castle, un băiat slăbuț care a numit pe altcineva, pe unul Phil, vanitos. Phil și anturajul lui au făcut ceva respingător pentru a încerca să-l determine pe James să-și ia cuvintele înapoi. În loc să-și ceară scuze, James a sărit pe fereastră și s-a sinucis. James purta puloverul lui, al lui Holden, cu gulere în acea vreme, iar tipii care îl hărțuiau pe James nici măcar nu au mers la închisoare. Întrucât Phoebe încă așteaptă un răspuns despre ceea ce îi place cu adevărat, Holden spune Ellie. Ellie e mort, așa că asta nu ar trebui să conteze, dar Holden spune că nu încetezi să placi pe cineva doar pentru că e mort. În plus, îi place și să stea acolo cu ea, cu Phoebe. Nu, se pare că nici asta nu contează. Ea vrea să știe ce vrea el să fie, ceva gen avocat sau om de știință sau așa ceva. Holden spune că i-ar fi bine cu avocații dacă ar salva viețile unor băieți nevinovați tot timpul, dar de fapt tot ce fac ei este să bea martini și să joace golf. În cele din urmă, o întreabă pe Phoebe dacă știe cântecul pe care l-a auzit la băiețelul care cânta mai devreme. Dacă cineva prinde pe careva venind prin lanul de secară. Așa cânta băiețelul respectiv. Phoebe îl corectează, nu este un cântec, spune ea. Este o poezie de Robert Burns și spune dacă întâlnește pe cineva, nu dacă prinde pe cineva. Nu găsesc cuvinte mai potrivite decât ale autorului, așa că iată răspunsul lui Holden către Phoebe. Citez. În orice caz, în mintea mea am văzut o mulțime de copii mititei jucând un joc în lanul întins de secar. Mii de copii și nimeni în jur, adică niciun om mare în afară de mine. Și eu stau la marginea unei prăpăstii amețitoare. Și știi ce fac? Prind copiii să nu cadă în prăpastie. Vreau să spun, când aleargă și nu se uită unde merg, trebuie să le ies în cale și să-i prind. Asta aș face toată ziua. Aș sta de veche în lanul de secară. Știu că e o nebunie, dar e singurul lucru care m-ar tenta. Știu că e o nebunie. Mult timp Phoebe n-a scos nicio vorbă. Apoi când în sfârșit a vorbit, a spus doar atât. O să te omoare, tata. Ei și lasă-mă omoare, nu-mi pasă. Holden decide să-l sune pe domnul Antolini, unul dintre cele trei numere din agenda sa, care a fost instructor la Elkton Hills, iar acum predă engleză la o altă școală. Înainte să plece, Phoebe se ridică, arătând atât de drăguță, ne spune Holden, și demonstrează roadele muncii ei recente la cursul de râgâit. Citez. În timp ce mă îndreptam spre ușă, Phoebe a strigat. Holden! M-am întors. Se ridicase în pat și era tare frumușică. Știi că iau lecții de răgâit de la o fată, una Phyllis Margulis? Mi-a spus ea, ascultă. Am ascultat și am auzit ceva, dar nu mare lucru. Bine, i-am spus. Apoi m-am dus în salon și l-am sunat pe profesorul meu, domnul Antolini. Capitolul 23. Holden îl sună pe domnul Antolini în mijlocul nopții. Domnul Antolini spune, sigur, poți să vii la noi. Domnul Antolini este cel mai mare profesor pe care l-a avut vreodată. Este un tip tânăr, nu mult mai în vârstă decât DB, și un copil mare. Când acel James Castle a sărit pe fereastră, ne-a spus Holden, domnul Antolini a fost singurul care a făcut ceva în acest sens. I-a verificat pulsul și a dus cadavrul la infirmerie, chiar dacă haina i s-a însângerat în acest proces. Când Holden se întoarce în camera lui Phoebe, ea a pornit radioul. Cei doi dansează un pic.
Phoebe, desigur, este o dansatoare minunată. Este ocupată să demonstreze cum își poate face fruntea să se simtă febrilă când aud ușa de la intrare deschizându-se. Holden încearcă să alunge fumul înainte de a sări în dulap. Mama lor intră în cameră întrebând de ce Phoebe este trează la o această oră și dacă fuma o țigară. Phoebe spune că a luat doar un puf și apoi a aruncat-o pe fereastră. Mama ei nu e încântată, dar, în mod surprinzător, nu există țipete nebunești. Se vorbește un pic despre aspirine și cotlete de miel și, în sfârșit, doamna Caulfield pleacă la culcare. Holden iese din dulap și o întreabă pe Phoebe dacă are bani. Tot ce are sunt banii ei de Crăciun pentru cumpărături, pe care Holden nu vrea să îi ia de la ea. Ea insistă să ia cei $8.85, apoi clarifică sunt doar $8.65, deoarece a cheltuit deja câțiva. Citez. Și deodată am început să plâng. N-am putut să mă stăpânesc. Am plâns înăbușit ca să nu mă audă nimeni, dar totuși am plâns. Phoebe s-a speriat îngrozitor când a văzut că plâng și a venit lângă mine căutând să mă potorească. Dar după ce ai început, nu te mai poți opri la comandă. Stăteam tot pe marginea patului și Phoebe m-a luat de gât, iar eu am luat-o în brațe, dar tot nu m-am putut opri. Am plâns așa multă vreme. Aveam impresia că de atâta plâns o să mă înnec sau mai știu eu ce. Mamă, ce am mai speriat-o pe biata Phoebe. Păcătoasa de fereastră era deschisă și o simțeam pe Phoebe cum tremură, că n-avea pe ea decât pijamaua. Am încercat să o conving să se bage în pat, dar n-a vrut. În cele din urmă m-am oprit din plâns, dar asta după multă, multă vreme. Apoi mi-am încheiat paltonul și m-am pregătit de plecare. I-am spus că am să-i dau un semn de viață și ea mi-a spus că pot rămâne să dorm cu ea dacă vreau. Dar i-am spus că e mai bine să mă topesc, că mă așteaptă domnul Antolini și așa mai departe. Apoi am scos șapca de vânătoare din buzunarul hainei și i-am dat-o. Ei îi plac pălăriile astea aiurite. La început n-a vrut să o ia, dar pe urmă am convins-o. Sunt sigur că a dormit cu ea pe cap. Zău că îi plac pălăriile astea. Pe urmă i-am mai spus o dată că am să o sun dacă am să pot și am plecat. Capitolul 24. Holden se îndreaptă spre casa domnului Antolini. Obișnuia să-l vadă pe tip chiar și după ce a părăsit Elkton Hills. Odată ce domnul Antolini s-a căsătorit, cei trei obișnuiau să joace tenis împreună. Doamna Antolini este cu vreo 60 de ani mai în vârstă decât domnul Antolini și se pare că are mulți bani. O plimbare cu taxiul mai târziu, domnul Antolini deschide ușa, îmbrăcat într-un halat de baie, purtând papuci și ținând un pahar cu whisky și gheață în mână. Doamna Antolini este în bucătărie. Holden observă că nu sunt niciodată amândoi în aceeași cameră în același timp. Holden fumează o țigară cu domnul Antolini, observând pentru noi că încă se simte destul de amețit. Domnul Antolini vrea să știe totul despre cursurile lui Holden. Spune că a promovat limba engleză, dar a greșit la retorică, deși Holden, dacă nu ai observat până acum, este un fan al unei retorici bune. Doamna Antolini vine în sfârșit din bucătărie cu cafea pentru toată lumea, arătând bătrână și destul de neatrăgătoare. Onduleuri în păr și toate chestiile astea. Se îndreaptă spre pat, domnul Antolini oferă un sărut, ceea ce Holden spune că o fac destul de des în public. Domnul Antolini continuă să bea, apoi îi spune lui Holden că a luat prânzul cu tatălui, al lui Holden, acum câteva săptămâni. Amândoi sunt îngrijorați pentru el. Holden simte că vine o prelegere. Are dreptate. Domnul Antolini își face griji că Holden va ajunge să aibă 30 de ani și o să urească pe toată lumea. În mod surprinzător pentru noi, Holden susține că el chiar nu urăște atât de mulți oameni sau cel puțin îi urăște doar pentru puțin timp. Însă domnul Antolini își face griji că Holden va muri nobil pentru o cauză nedemnă. Îi dă lui Holden un citat pe care l-a notat de la un psihanalist pe nume Wilhelm Steckel, care spune: caracteristica omului necopt e că vrea să moară eroic pentru o cauză, în timp ce caracteristica omului matur e dorința de a trăi modest în slujba ei. Holden îi mulțumește și bagă citatul în buzunar, dar, ca să fie sincer, ar prefera să adoarmă cu o durere de cap decât să asculte citate de la acest tip. Domnul Antolini susține că, odată ce Holden va găsi ceea ce îl pasionează, își va putea permite să fie îndrăgostit de cunoaștere și să uite de cursurile de expresie orală, care în acest moment îl irită la nesfârșit. El spune că nu trebuie să fie educat pentru a schimba lumea și că bărbații care sunt geniali și creativi și de asemenea educați tind să fie mai valoroși decât cei care sunt pur și simplu geniali și creativi. Practic, el încearcă doar să-l convingă pe Holden că școala este cool. După ce Holden cască, cei doi pregătesc canapeaua pentru ca Holden să doarmă. Deoarece nu are pijamale, Holden se bagă sub pătură, doar în lenjerie intimă. Și apoi i s-a întâmplat ceva despre care nu-i place să vorbească. Citez. Apoi s-a întâmplat ceva. Nu-mi place nici să vorbesc de treaba asta. M-am trezit brusc. Nu știu cât era ceasul, nu știu nimic, dar m-am trezit. Am simțit ceva pe frunte, mâna cuiva.
Mamă, ce m-am speriat. Și știți ce era? Era mâna domnului Antolini. Și știți ce făcea? Stătea în întuneric pe podea lângă canapea și parcă mă mângâia pe frunte sau îmi netezea părul. Mamă, cred că am sărit vreo 1000 de metri în sus. Ce naiba faceți? L-am întrebat. Nimic, stăteam pur și simplu aici și admiram. Dar totuși, ce faceți? L-am mai întrebat odată. Nu știam ce dracu să spun, mă simțeam îngrozitor de jenat. Ce-ar fi să vorbești mai încet? Stăteam pur și simplu și trebuie să plec, i-am spus. Mamă, ce nervos eram. Am început să-mi trag pantalonii pe întuneric. Eram atât de enervat că mereu nimeni eram alături. Prin școlile pe unde am umblat și așa mai departe, am cunoscut mai mulți perverși de ăștia blestemați decât oricare altul și nu știu de ce, cu mine își găsesc întotdeauna să se poarte insinuant. Chiar dacă domnul Antolini se comportă foarte lejer în legătură cu toată treaba, Holden își ia toate lucrurile și insistă că trebuie să plece pentru că și-a lăsat toate bagajele la gară, în dulap, vă amintiți, și trebuie să meargă să le ia. În timp ce pleacă, domnul Antolini îi spune că este un băiat foarte, foarte ciudat. Holden încheie capitolul spunându-ne, citez, de câte ori mi se întâmplă lucruri de astea cu perverși, încep să mă treacă nădușelile. Genul ăsta de ticălășii mi se întâmplaseră de vreo 20 de ori de când eram mic și nu pot să le sufăr. Capitolul 25. Zori se lasă, luni dimineață, chiar în momentul în care Holden iese afară. Nu vrea să cheltuiască banii lui Phoebe, cazându-se la un hotel, așa că decide să-și ia bagajele și să doarmă în gară. Și asta este, bănuiți, nu? Deprimant. Apoi se gândește la episodul prin care tocmai a trecut. La început se întreabă ce îi va spune domnul Antolini soției sale, dar în mare parte se îngrijorează doar de ceea ce a pățit cu domnul Antolini. Poate tipul îi place să-i mângâie pe oameni pe cap în timp ce dorm. Unii băieți sunt așa, nu-i așa? Poate că nu ar fi trebuit să plece până la urmă. Pentru a-și lua gândurile de la chestiunea în cauză, e timpul pentru micul dejun sau nu este? Este greu să mănânci când ești, așteaptă, ați ghicit, deprimat. Mergând pe un Fifth Avenue de Crăciun, Holden caută în jur călugărițele pe care le-a întâlnit mai devreme, în cazul în care sunt prin preajmă undeva pentru a face o colectă. Își amintește că a mers la cumpărături cu Phoebe în această perioadă, anul trecut, și cum ea a aprobat vreo 20 de perechi de pantofi și cum l-au înnebunit pe vânzător. Apoi Holden începe să aibă acest sentiment de fiecare dată când traversează o stradă, că, de îndată ce coboară de pe bordură, va merge în jos, în jos, în jos și va dispărea înainte de a ajunge vreodată de cealaltă parte. Este atât de nervos încât continuă să vorbească cu voce tare cu fratele său Ellie, spunându-i iar și iar, Ellie nu mă lăsa să dispar. Până ajunge în centrul orașului, trebuie să stea și să se odihnească pentru că a fost atât de agitat cu toată treaba prin care a trecut. Cam acesta este momentul în care decide că s-a săturat de tot. Îi va da lui Phoebe banii înapoi și apoi va face autostopul spre West. Oh, iată o idee! Poate să se prefacă a fi surdomut și astfel toată lumea l-ar lăsa în pace. Mai ales dacă s-ar căsători cu o fată surdomută. Școala lui Phoebe este aceeași la care mergea Holden când era copil. El spune că este exact la fel cum își amintește. Nu e nimeni în preajmă, oricum nu există adulți, din moment ce toată lumea este în clasă. Holden se așează și îi scrie lui Phoebe bilețelul. Citez. M-am dus până la scara școlii. M-am așezat pe prima treaptă și am scos carnețelul și creionul pe care le cumpărasem. Scările aveau același miros ca pe vremea mea. Miroseau de parcă tocmai își făcuse cineva nevoile acolo. Scările școlilor miros întotdeauna așa. În orice caz, m-am așezat și am scris următorul bilet. Dragă Phoebe, nu mai pot aștepta până miercuri, așa că voi pleca probabil azi, după masă, cu autostopul spre West. Așteaptă-mă dacă poți la 12 și un sfert lângă ușa muzeului de artă ca să-ți dau înapoi banii de cadouri. N-am cheltuit prea mult. Cu drag, Holden. În timp ce stă pe scări, observă că cineva a scris fuck you pe perete. Îl înnebunește că o grămadă de copii se vor întreba ce înseamnă asta, apoi un copil murdar le va spune și apoi vor trebui să-și facă griji pentru asta zile întregi. Îl înnebunește atât de mult încât vrea să omoare pe oricine a scris, dar își dă seama că probabil nu ar avea curajul să-i zdrobească capul de beton. Acest lucru este chiar mai deprimant decât fuck you-ul care este scris pe perete. Holden freacă peretele, dar este nervos că cineva îl va vedea făcând asta și va crede că el a scris fuck you pe perete. În biroul directorului este doar o femeie în vârstă, care pare a fi secretara. El îi înmânează bilețelul, discută o vreme, nu-i corectează presupunerea că pensii este o școală bună și pleacă. După ce pleacă, trece pe lângă un alt scris fuck you la ieșire, dar nu îl poate șterge pe acesta deoarece este zgriat. Oftează, chiar și cu tot timpul din lume, nu ai putea niciodată să îndepărtezi nici măcar jumătate din semnele de fuck you din lume.
Deoarece are ceva timp de pierdut înainte de a se întâlni cu Phoebe, Holden ia în calcul să-i dea lui Jane un băzit, adică să o sună. Deloc spre surprinderea noastră, el refuză să facă asta. În timp ce el stă în muzeu în așteptarea lui Phoebe, doi copii mici aleargă și îl întreabă despre mumii. Holden îl informează pe unul dintre copii că prohabul lui este deschis, dar copilul își închide fermoarul imperturbabil. Vor să știe unde sunt mumiile din Murminte. Holden vorbește cu ei un pic și află că sunt frați. El îi conduce în aripa egipteană a muzeului și le explică cum funcționează mumificarea. În timp ce îi duce pe holul destul de înfricoșător pentru a ajunge în camera mumiilor, copiii se sperie și fug. La ieșire, Holden vede un alt fachiu scris cu creion roșu pe perete. El ia asta ca o dovadă că nu există nimic cu adevărat pașnic sau sacru în jur și că unii ar fi în stare să scrie fachiu și pe o piatră de mormânt. Holden se duce la baie și aproape leșină când iese, dar își revine repede. Cumva se simte mai bine după asta. Când Phoebe ajunge în sfârșit acolo, ea întârzie, poartă șapca lui roșie de vânătoare și târând o valiză uriașă în spatele ei. Ea îl informează pe Holden că fuge cu el. În niciun caz, asta nu face parte din plan. Se ceartă o vreme până când el strigă la ea să tacă și ea începe să plângă. Citez. Am încercat să o iau de mână, dar nu m-a lăsat. Și tot timpul stătea cu spatele la mine. Ai mâncat ceva? Spune, ai mâncat? Am întrebat-o. N-a vrut să-mi răspundă. Dar și-a scos de pe cap șapca roșie pe care i-o dădusem eu și mi-a aruncat-o în obraz. Apoi s-a întors din nou cu spatele la mine. Îmi venea să mor de râs, dar n-am spus nimic. Am ridicat șapca de pe jos și am înfundat-o în buzunarul de la palton. Hai să merge, te duc până la școală, i-am spus. Nu mă mai întorc la școală. Ce puteam să-i spun? Am tăcut. După câteva clipe însă i-am spus. Trebuie să te întorci la școală. Nu vrei să joci în piesă? Nu vrei să fii Benedict Arnold? Nu. Ba da, vrei. Cum să nu vrei? Hai să mergem. Uite, nu mai plec nicăieri. Ți-am mai spus odată. Mă duc acasă. Mă duc acasă îndată după ce te întorci la școală. Mă duc mai întâi la gară să-mi iau geamantanele și pe urmă mă duc direct. Ți-am mai spus odată că nu mă întorc la școală. Tu n-ai decât să faci ce vrei. Dar eu nu mă mai întorc la școală, mi-a zis. Așa că taci din gură. Era prima dată când îmi spunea să tac din gură. Suna groaznic. Doamne, ce groaznic suna. Mai rău decât o înjurătură. Holden îi spune că o va lăsa să treacă peste școală dacă vine cu el la grădina zoologică, dar răspunsul ei este puțin ambigu. Ea doar fuge peste stradă. Holden începe să meargă spre grădina zoologică știind că ea îl va urma. Și, bineînțeles, ea vine după el. După ce au verificat leii de mare, cei doi ajung la carosel. Holden este fericit să audă că încă se cântă aceeași muzică care se cânta când era el copil. Deși Phoebe spune că este prea mare, Holden o face să urce în carusel. El încearcă să-i dea restul banilor înapoi după ce își cumpără biletul, dar ea nu-l lasă. Holden găsește asta normal, deprimant. Phoebe încearcă să-l facă să urce împreună, dar el vrea doar să o privească. Îi împinge șapca roșie de vânătoare înapoi pe cap, îl sărută și îl face să promită că nu va fugi înainte ca ea să se întoarcă pe carusel pentru o altă plimbare. Holden stă sub ploaia torențială uitându-se la Phoebe în timp ce toți ceilalți se îndreaptă spre adăpost. Spune că este aproape de plâns, de aceea îl bucură să o privească pe Phoebe urcându-se în carusel. Citez. Mă simțeam deodată nemaipomenit de fericit, uitându-mă la Phoebe cum se tot învârte în călușei. Și dacă vreți să știți, era cât pe aici să se... Și dacă vreți să știți, era cât pe aici să strig de fericire, nu știu de ce. Pur și simplu pentru că era grozav de drăguță cum se tot învârtea, îmbrăcată în pantalonașul ei albastru. Doamne, ce păcat că n-ați văzut-o. Capitolul 26 și ultimul capitol. Asta e tot. Mai mult nu vă povestesc. Aș putea să vă mai spun, de pildă, ce am făcut după ce m-am întors acasă, cum m-am îmbolnăvit și așa mai departe, sau la ce școală vor să mă dea la toamnă, după ce ies de aici, dar n-am niciun chef, zău că n-am. Toate astea mi se par neinteresante. Asta ne spune Holden, ceea ce înseamnă că începem ultimul capitol la fel cum am început primul. Ne mai spune că există un psihanalist în preajmă care îl tot întreabă dacă se va ține de școală și de data asta. Ne mai spune că există un psihanalist în preajmă care îl tot întreabă dacă se va ține de școală de data asta. De unde să știe el, se întreabă retoric Holden. DB a venit în vizită și pune lui Holden o mulțime de întrebări, mai ales ce crede el despre toată această afacere. Adică toată afacerea despre toate lucrurile pe care tocmai le-am povestit până acum. Tot ce știe Holden este că este dor de toți despre care ne-a povestit, chiar și de ticăloșii ca Stradlater. Asta e chestia, concluzionează Holden. Citez. Singurul lucru pe care îl știu e că, într-un fel, mi-e dor de toți cei de care v-am pomenit. Chiar și de Stradlater și de Eckley. Am impresia că mi-e dor până și de scârba aia de Morris. Curios.
Nu trebuie să spui niciodată nimănui nimic. Cum spui, cum începe să ți se facă dor de toți. Sfârșitul romanului.